Bună dimineața, sunt Georgia Pietreanu, este ora 9, sunteți la Prima News, iată care sunt principalele știri ale zilei. Stare de alertă sporită la mai multe baze militare americane, inclusiv din România, pe fondul unei posibile amenințări teroriste. Bazele respective, inclusiv garnizoana armatei americane din Stuttgart, Germania, unde se află sediul Comandamentului European al Statelor Unite, și-au ridicat nivelul de alertă la Charlie, al doilea, cel mai înalt. Unul dintre oficialii americani care este cantonat la o bază din Europa a declarat pentru CNN că nu a mai văzut acest nivel de amenințare de cel puțin 10 ani și a spus că de obicei înseamnă că armata a primit o amenințare activă fiabilă. Extrema dreaptă a câștigat primul tur al alegerilor legislative din Franța. Partidului Marine Le Pen a obținut aproximativ 34% din voturi potrivit exit poll-urilor. Această cifră a devansat rivalii de stânga și de centru, inclusiv alianța președintelui Emmanuel Macron, care ar fi obținut între 20,5% și 23%. Rezultatele votului, cu o prezență istorică la urne de aproape 70%, au oferit puțină claritate cu privire la posibilitatea ca partidului Le Pen să poată forma un guvern alături de Macron, pro-Uniunea Europeană. Ungaria preia astăzi conducerea Consiliului Uniunii Europene pentru 6 luni, promițând să acționeze imparțial pentru a calma temerile Bruxellesului. Președinția ungară provoacă neliniște în Parlamentul European și în mai multe state membre din cauza exceselor antidemocratice și legăturilor strânse cu Kremlinul. După ultima președinție maghiară a Uniunii Europene în 2011, Victor Orban se lăuda că le-a dat palme prietenești călăilor agitați din Parlamentul European, pe care îl consideră un bârlog al liberalilor și stângii. Familia președintelui Joe Biden s-a reunit duminică la Camp David pentru a-l îndemna pe liderul de la Casa Albă să rămână în cursa pentru alegerile prezidențiale. Deși familia sa este conștientă de rezultatele slabe obținute la dezbaterea de săptămâna trecută, ei continuă să creadă că Joe Biden este cea mai bună alegere pentru a-l învinge pe Donald Trump. O companie israeliană acuză personalul aeroportului din Antalya că a refuzat să realimenteze un avion care a aterizat de urgență în Turcia pentru a evacua un pasager bolnav. Autoritățile turce neagă incidentul și spun că pilotul aeronavei a decis din proprie inițiativă să plece înainte de a fi transferat combustibilul. Relațiile dintre Israel și Turcia s-au deteriorat de la începutul războiului din fâșia Gaza. Zborurile între cele două țări au fost suspendate. Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să se pronunțe astăzi asupra imunității penale absolute invocată de Donald Trump în procesul în care este acuzat că ar fi încercat să schimbe ilegal rezultatele alegerilor din 2020 câștigate de Biden. Întreaga procedură în vederea acestui proces, programat inițial pentru 4 martie, este suspendată de 4 luni. Așa că șansele ca acesta să înceapă încă înainte de alegerile din 5 noiembrie depind în totalitate de formularea deciziei celor 9 judecători. Vicepremierul britanic Oliver Dowden a avertizat asupra riscului de ingerință a Rusiei în campania pentru alegerile din 4 iulie. Avertismentul vine după ce postul public de televiziune australiană ABC a identificat 5 pagini de Facebook coordonate cu 190.000 de abonați în total, care critică mai multe partide politice britanice, inclusiv Partidul Laburist și Partidul Conservator, dar uneori susțin Partidul Anti-Imigrație Reform UK al lui Nigel Farage. Experții intervievați de ABC au considerat că aceasta este amprenta unei operațiuni de influență rusească. Premierul Marcel Ciolacu va avea astăzi la Palatul Victoria consultări cu partidele politice pentru a finaliza calendarul electoral al alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primii cu care se va vedea șeful executivului sunt cei de la USR de la ora 10, urmați de reprezentanții AUR la ora 11, apoi UDMR la ora 14. De la ora 15, prim-ministrul va avea discuții cu reprezentanții partidului Dianei Șoșoacă, SOS România, de la ora 16 cu grupul minorităților naționale, iar de la ora 17 cu PUSL. Consultările vor continua și marți, 2 iulie, cu reprezentanții altor formațiuni politice. 1 iulie 2024, vineri, cu creșterea accizelor la carburanți, vor crește și facturile la gaz, pentru că se vor majora tarifele reglementate de distribuție a gazelor naturale. Se va majora de la 16% la 70% și impozitul pentru sumele neidentificate. În plus, la e-factura se va aplica noua amendă de 15% din valoare. Printre modificările fiscale care intră în vigoare de astăzi, se numără și creșterea salariului minim brut de la 3300 la 3700 de lei.
Partidul lui Marine Le Pen s-a impus aseară în primul tur al alegerilor parlamentare din Franța, potrivit sondajelor realizate la ieșirea de la urne. Adunarea Națională a obținut aproximativ 34% din voturi, depășind rivalii de stânga și de centru, inclusiv Alianța Ensemble a președintelui Emmanuel Macron, care ar fi obținut în jur de 23%. Noul Front Popular, o coaliție de stânga, ar fi obținut aproximativ 29% din voturi, conform sondajelor de la ieșirea de la urne. Urmează acum o săptămână de negocieri politice înaintea celui de-al doilea tur de scrutin de duminică. Rezultatul final va depinde de modul în care partidele decid să-și unească forțele în fiecare dintre cele 574 de circumscripții. În trecut, partidele franceze de centru-dreapta și de centru-stânga au făcut echipă pentru a împiedica partidul lui Le Pen să preia puterea. Însă această dinamică numită Front Republican în Franța este mai puțin sigură ca niciodată. Așadar, cum spuneam, avem alegeri istorice, o victorie istorică a partidului de extremă dreaptă condus de Marine Le Pen. Sunt de altfel partidele extremiste, extremă dreaptă și extremă stânga, pe primele două locuri, urmată de partidul președintelui Emmanuel Macron pe locul 3, o participare istorică de aproape 7%. Nu s-a mai întâmplat asta din al doilea război mondial și nu s-a mai întâmplat acest lucru ca un partid de extremă dreaptă să obțină atât de multe dintre voturile celor prezenți la urne ieri în Franța, un scor atât de mare. Putem așa să facem o evaluare și să spunem că este clar că francezii s-au săturat de actuala conducere și vor în schimbare. Însă întrebarea este, această schimbare este benefică pentru Franța? Avem și știm informații potrivit cărora partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen este un partid apropiat, prieten cu Rusia. În 2016 Marine Le Pen și-a finanțat campania electorală cu bani împrumutați de la o bancă din Rusia. Apoi a mers în vizită la președintele Rusiei, Vladimir Putin. Ștefan Popescu, analist de politică externă, este invitatul meu de la această oră. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Popescu, înainte de a discuta despre alegerile de aseară din Franța și despre rezultatul pe care l-a obținut partidul lui Marine Le Pen, avem această informație conform căreia este alertă sporită la mai multe baze militare americane din Europa. Vorbim de nivelul Charlie, al doilea, cel mai important, mai mare nivel de securitate la bazele militare și spuneau soldații acolo că nu s-a mai întâmplat acest lucru de 10 ani. Sunt țări vizate precum inclusiv țara noastră, România, Bulgaria, Italia. Aveți informații despre acest lucru? Vorbim mai ales și Germania, pentru că și bazele militare de acolo sunt vizate. Vorbim despre campionatul european de fotbal care este în desfășurare. Urmează luna aceasta să avem și Jocurile Olimpice. Da, fără îndoială. Europa este o vitrină prin aceste evenimente pe care dumneavoastră le-ați amintit. O vitrină, un spațiu asupra căruia sunt focalizate mass media din întreaga lume și este foarte posibil și pe fondul ecourilor din Orientul Mijlociu, pentru că vedem foarte bine conflictul din Gaza continuă, ca nivelul de alertă să fie ridicat. Acestea sunt măsuri de regulă preventive pentru a împiedica evenimente nefericite. Însă nivelul de alertă este unul destul de mare. Charlie înseamnă că s-ar putea întâmpla. Sigur că e vorba de un pericol iminent. Aceste niveluri de periculozitate este stabilit de către structurile abilitate de serviciile de informații, care probabil că au date că anumite organizații, structuri, celule teroriste pot provoca anumite, pot încerca provocarea unor atentate și atunci, mă rog, acest nivel determină și luarea unor măsuri în consecință. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât
măsurile luate sunt sporite. Dar deci cât de mare este pericolul pentru țara noastră, pentru că și ea este vizată printre aceste cu totul, în total, patru țări, să nu știm cu siguranță, ar putea să fie chiar mai multe în Europa. Țara noastră este deja o locație tot mai importantă pe harta locațiilor militare occidentale și în special americane. Este o țară aflată în proximitatea zonei de conflict, nu foarte departe. Suntem de asemenea o țară care este traversată, adică dinspre către și dinspre Europa de vest, deci prin urmare și aici există riscul și, mă rog, faptul că nu s-au întâmplat, știți ce se întâmplă? În momentul în care se întâmplă un atentat, toată lumea spune, vai, iată un eșec al structurilor de informații, dar faptul că nu se întâmplă, în spate stă o adevărată muncă de zi cu zi pentru supraveghere, pentru analiză. Deci, fără îndoială că acest nivel va impune și în România același grad de măsuri sporite. Credeți că va impune măsuri sporite și acum, la campionatul european din Germania? Cu atât mai și mult, țara noastră urmează să aibă mâine meci. Da, dar aceste vitrine, nu pot intra în speculații, dar aceste evenimente constituie vitrine extraordinare. Vedeți ca și târgurile de Crăciun, foarte mulți vizează asemenea momente pentru un impact opiniei publice mondiale și mai ales occidentale, astfel încât să fie descurajată în a se mai implica în conflicte, cum este cel din Orientul Mijlociu, mai ales cu o parte din, sau marea majoritate a comunității arabo-musulmane din lume, consideră că Occidentul a luat partea Israelului, adică nu are o poziționare obiectivă. Dar, repet, aceste niveluri crescute arată în realitate, sigur, se fac pe baza unor evaluări, dar ele traduc măsuri sporite, ele sunt de prevenție, în primul rând, sigur, pe baza unor informații, dar sunt în primul rând de prevenție. Da, cred că principala temere era legată de faptul că măsura aceasta sporită, Charlie, nu a mai fost folosită de cel puțin 10 ani. Asta este era... și un context foarte tensionat, vedeți foarte bine cu ceea ce se întâmplă în Orientul apropiat, deci contextul este mult mai complicat decât acum 10 ani. Să ne întoarcem la alegerile din Franța, domnule Popescu. Francezii au ales, însă partidul lui Marine Le Pen nu are deocamdată o majoritate, însă este pe primul loc. Pe primul și pe al doilea loc sunt două partide extremiste, extremă dreaptă, extremă stânga. Da, dar scrutinul din Franța este unul proporțional, deci prin urmare trebuie să așteptăm turul al doilea pentru a avea o imagine mult mai clară, ca urmare a unei participări importante. Totuși, victoria Reuniunii Naționale este una istorică. Gândiți-vă că în 1997 această forță politică, pe atunci se numea Frontul Național, avea 0 deputați. Acum este foarte posibil ca în urma turului 2 să se aleagă cu 240-270 de deputați în adunarea națională, ceea ce i-ar asigura o majoritate relativă, chiar o majoritate. Ar avea nevoie de o majoritate de 289 de deputați ca să dețină, da, majoritatea în Parlament. În momentul în care se clasează atât de aproape de majoritatea absolută, cred că va atrage în orbita sa și mai mult din partidul tradițional de dreapta, golist, care a luat 10% în turul întâi, cu atât mai mult cu cât președintele acestei formațiuni și o parte din acest partid a intrat în coaliție cu Reuniunea Națională. Dar, repet, avem încă necunoscut a 7 iulie, sunt încă foarte multe, se cheamă triangulații. În Franța intri în turul 2 dacă ai minim 12,5% din voturi, deci pot intra chiar 3 sau 4 candidați în turul al doilea de scrutin, dar scorul obținut, aproape 30%, îi oferă o bază solidă pentru a spera într-o majoritate relativă sau o majoritate absolută. În orice caz,
chiar în condițiile unei majorități relative, potrivit Constituției, președintele nu are de ales decât încredințarea formării guvernului partidului aflat pe primul loc. Nu cred în posibilitatea unei stabilități politice în Franța, într-o alianță între macroniști și extrema stângă. Dacă se va produce acest lucru, orice este posibil, ne-au arătat ultimii ani că este greu să mai faci predicții, orice este chiar posibil, Franța intră de asemenea într-o instabilitate extraordinară, iar acest lucru nu va face decât să întărească reuniunea națională. Tactica lui Macron de a provoca alegeri a fost tocmai să-i aduc la guvernare pentru a împiedica ca peste 3 ani să le dau, chiar așa spuneau, cita presa franceză pe surse fraza lui Macron, în momentul în care și-a anunțat apropiații care intenția de a dizolva adunarea națională, să nu le dau cheile acestei case, această case fiind Palatul Elisei. Adică ei să obțină totuși acum majoritatea până în 2027, când sunt alegerile prezidențiale. Nu până în 2027, un an, pentru că este clar că în perioada iunie-decembrie președintele Franței are capacitatea să dizolve din nou adunarea națională. Pentru asta nu are nevoie să dea explicații. Sigur, explicații se pot găsi pentru publicul, pentru electorat, pentru opinia publică, dar Constituția nu îi permite să dizolve mai devreme de un an adunarea națională. Peste un an, toate știrile pe surse, iarăși folosesc această expresie banală, spun că intenția este ca președintele să devină un fel de șef al opoziției, să-și relanseze proiectul politic și peste un an dizolve din nou adunarea națională, provocând alegeri anticipate. Cum ar putea să arate o Franță condusă de Emmanuel Macron președinte, chiar și pentru un an? Și reuniunea națională. O Franță mult mai absentă pe dosare internaționale, pe dosare europene, o țară care unde președintele va fi mai mult ocupat cu această construcție politică internă, pentru că Macron nu se mai poate reprezenta peste 3 ani, este deja la al doilea mandat și singurul lui proiect este găsirea unui succesor și crearea unei alternative la Reuniunea Națională. Atenție, care crește. Gândiți-vă că chiar în condițiile unei participări masive, istorice, cu 20 de puncte mai importante decât în 2022, când am avut în mod obișnuit alegeri legislative, Reuniunea Națională a luat atunci 4 milioane de voturi, acum a luat 12 milioane de voturi, ceea ce este enorm. Este clar că oamenii s-au îndreptat, nemulțumiți fiind, s-au îndreptat spre partidul preponderent, spre partidul lui Marine Le Pen, nemulțumiți de politicile... Spre două extreme sau două partide radicale, pentru că, atenție, și stânga radicală, deși stânga radicală, între stânga și dreapta radicală există o ură extraordinară... Deci ei nu ar putea niciodată să facă alianță pentru turul 2. Nu, dar se întâlnesc pe anumite dosare, adică susținerea cu privire la Ucraina, asta este un punct care pe noi ne interesează comun. Adică și Mélenchon, care este liderul acestei nebuloase numită, mă rog, polul acesta de stânga, liderul Franței nesupuse, spune, de pildă a declarat în nenumărate rânduri, că un francez care are și cetățenie rusă este la fel de fidel Republicii Franceze ca un francez de sus, adică francez autohton. De asemenea, în intenția sa de a câștiga mai multe voturi a apăsat foarte mult sensibilitățile comunității musulmane, spunând că gând inclusiv în a lansa, a face aluzii antisemite cu conținut antisemit, deci a spune că între cele două extreme, care reprezintă totuși două treimi din electoratul francez, chiar 80%, spre 80%, pentru că partidul lui Macron, care și acolo e o construcție foarte pestriță, a luat 20%. Deci o parte a Franței s-a schimbat fundamental. Extremele au devenit mainstream-ul, iar partidele și curentele tradiționale au devenit simple dizidențe. Dacă vor să supraviețuiască, trebuie să intre în orbita acestor două mari blocuri. Atenție, o dovadă este faptul că fostul președinte socialist François Hollande, 2012-2017, candidează ca deputat în orbita, pe lista stângii radicale.
Știm că partidul lui Marine Le Pen și partidul de extremă stânga sunt eurosceptici. Politicile pe care ar vrea să le implementeze partidul Reuniunea Națională, Reunirea Națională, i s-au spus în multe feluri, inclusiv am auzit varianta de adunare națională. Da, e un termen mai generos, da. Reuniunea Națională înseamnă că te unești din nou, ei vor să esențul, vor să facă, refacă unitatea națională, în sensul ăsta, ăsta e sensul termenului, dar merge și adunare și reuniune. Da. Și Uniune Națională. Politicile pe care ei ar vrea să le implementeze odată ajunși în, la guvern, în Parlament, având prim-ministrul lor pe Jordan Bardella, sunt realiste? Nu știu dacă cât de realiste sunt, pentru că prin chestiunea de fond, dacă ne referim la dreapta, este problema imigratorie și chestiunile securitare, comportamentul, atitudinea unei părți tot mai importante a comunității arabo-musulmane care s-a radicalizat și ea și contestă cultura, civilizația autohtonilor franceză, europeană, de sorginte europeană. Și aceștia au cetățenie franceză, Franța are probleme structurale, tocmai aceste probleme structurale au determinat o ocupare a celor două eșichiere ale politicii franceze și nu numai stânga-dreapta de către grupări radicale, adică dreapta și stânga tradiționale s-au deplasat pe centru, au lăsat spațiu gol, s-a impus, bineînțeles, acest spațiu gol, spații goale, de fapt, au fost ocupate la dreapta de Reuniunea Națională, la stânga de Franța nesupusă. Și, bineînțeles că preocupările cetățenilor, modificările, mutațiile din sânul societății franceze, frica față de imigranți, faptul că nu mai fac copii așa cum făceau, deși francezii au încă un nivel al natalității superior, cel mai mare din Uniunea, din Europa de vest după Irlanda, această teamă existențială, dacă vreți, s-a tradus prin migrarea către extrema, către dreapta radicală, mai corect decât extrema dreaptă, și bineînțeles în partea stângă, comunitatea arabo-musulmană a fost o reacție a celor de stânga să se radicalizeze și ei ca răspuns, așa cum în Statele Unite răspunsul la trumpizarea Partidului Republican a dus la radicalizarea aripii stângi a Partidului Democrat. Domnule Ștefan Popescu, o ultimă întrebare. Ar putea să facă diferența votanții care nu au participat ieri? Păi nu, am văzut. Atenție, în Franța poți vota și alb, adică pune un buletin alb care se contabilizează, spre deosebire de România, unde se anulează. Nu, ați văzut creșterea numărului de alegători, o participare istorică, 67%, nu a defavorizat dreapta radicală. Deci, dimpotrivă, i-a accentuat profilul. Atenție, avea 4 milioane de voturi în 2022, acum are 12 milioane în decurs de un an. Un an și ceva. Deci este o creștere extraordinară. Este clar că dacă nu intră la guvernare să se uzeze, pot să spun de acum, cunoscând foarte bine Franța, totuși am locuit acolo 8 ani și sunt conectat zi de zi la actualitatea franceză, cred că vor avea și Palatul Élysée și majoritate în 2026. Dar pentru că lucrurile nu se vor ameliora în Franța, asta este clar. Deficitele vor crește, percepția cu privire la adresa la față de criză și ea are un cuvânt de spus. Degradarea puterii de cumpărare și declasarea clasei mijlocii, nu mai vorbesc de păturile populare, și bineînțeles această chestiune migratorie și chestiune identitară care rămâne fundamentală în Franța. Cum vor influența aceste alegeri țări precum, nu știu, Germania? Prin efect de contagiune, atenție, Italia. Nu numai Franța, ci și Statele Unite. Franța și Statele Unite sunt două țări nu oarecare în lumea occidentală. Sunt două țări reper, din punct de vedere cultural și al culturii politice. Deci, țări care au importanță sistemică. O Statele Unite au influențat Franța, a trecut Atlanticul, dacă vreți, acest moment trumpist, Se reflectează cu forță la 10 ani după manifestarea sa în Statele Unite și mai departe din Franța o să meargă în Germania. Vedeți ce se întâmplă cu AFD-ul, care după mine este și mai rău, ăla este chiar un partid extremist. Nici măcar doamna Le Pen n-a dorit să se alieze cu AFD-ul, atât pentru că îl consideră extremist. Dar AFD-ul nu a primit-o pe Diana Șoșoacă.
E, lăsați asta, n-a primit-o, e altceva. Acolo este cu totul diferit, însă nu reprezenta un grup politic important care să dea mai multă consistență și, bineînțeles, rămâne de discutat și asupra ideologiei dintre, pe care are, o are SOS România. Este cu totul altceva. Adică, atenție, atenție la pericolul extremiștilor serioși care se iau în serios. Vă mulțumesc, domnule Popescu, pentru această analiză. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Ungaria eurosceptică a lui Orban preia de astăzi președinția Consiliului European. Sloganul președinției ungare este „Fă ca Europa să fie din nou măreață” și este o adaptare a motoului fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, pe care premierul ungar speră să-l vadă reales în noiembrie. În ceea ce privește statutul de drept, imigrația și conflictul din Ucraina, Ungaria intenționează să-și facă auzită vocea discordantă, o voce care a dus la conflicte repetate cu partenerii săi și la înghețarea miliarde de euro din fonduri europene. După ultima președinție maghiară a Uniunii Europene din 2011, Victor Orban se lăuda că le-a dat palme prietenești căleilor agitații din Parlamentul European, pe care îl considera un bârlog al liberalilor și stângii. Discutăm subiectul cu invitatul meu de la această oră, Mihai Sac, analist de politică externă. Bună dimineața, Mihai, și îți mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mihai, așa, în spirit de glumă, nu a fost deloc originalii în momentul în care și-au ales acest slogan folosit de Donald Trump, Make America Great Again. Ei au folosit Make Europe Great Again. Însă, în altă ordine de idei, există această temere la nivelul Uniunii Europene din cauza apartenenței și nu neapărat apartenenței, cât a legăturii cu Rusia, dar și a politicilor anti-Ucrainei. Desigur, Ungaria nu a făcut un secret din faptul că nu susține modul în care Uniunea Europeană gestionează relația cu Ucraina, dar în același moment Uniunea Europeană a dovedit că are mecanismele necesare pentru a depăși acest blocaj, inclusiv decizia de acum câteva zile ca Ucraina și Republica Moldova să înceapă în mod oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Sunt un simbol al acestui mod în care Uniunea Europeană poate depăși și o astfel de opoziție internă. Tocmai această poziție a lui Orban și posibila repetare a unui scenariu Orban în altă țară a Uniunii Europene a impus actualilor lideri de la Bruxelles încercarea de a găsi modalități de a reforma instituțiile Uniunii Europene fără a pune în pericol unitatea blocului comunitar. Se dorește renunțarea la acest drept de veto atunci când vine vorba de implementarea unor de adoptarea și implementarea unor decizii, iar ceea ce va face Orban în următoarele luni va influența modul în care Uniunea Europeană va trata Ungaria după terminarea mandatului Ungariei Are Ludovico, Victor Orban în aceste 6 luni, până în decembrie, suficientă putere astfel încât să schimbe ceva la nivelul Uniunii Europene? Pentru că, de exemplu, în Parlamentul European, funcțiile urmează să mai durează câteva luni până când își intră în drepturi. Bine, să nu uităm că practic o mare parte din conducerea actuală a Uniunii Europene va fi și în următorul ciclu de guvernare. Este greu de crezut că Orban va putea să facă mare lucru. Vor fi foarte multe declarații, mai mult pentru publicul intern, dar Orban va pune pe agenda discuțiilor teme care sunt extrem de importante și în condițiile alegerilor parlamentare din Franța, așa nume tema imigrației ilegale sau teme pe care vedem inclusiv în Franța că le au partidele extremiste. Da, este corect. Bine, Macron în acest moment plătește, decontează eșecurile din politica externă, să nu uităm acea vizită la Moscova după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, să nu uităm situația din Sahel, imigrația necontrolată, recentele violențe din Noua Caledonie, un teritoriu francez de peste mări situat în zona Oceania. Deci Macron nu plătește în acest moment doar problema imigrației. Da, tu crezi, de exemplu, că francezii sunt atât de preocupați de război și implicarea Franței în războiul din Ucraina sau sunt mai degrabă îngrijorați de ce se întâmplă la ei?
Vor securitate sporită, vor sărăcia, să nivelul de sărăcie să fie mai mic? Decizia lui Macron de a provoca alegeri parlamentare anticipate era așteptată înainte de alegerile europarlamentare din 6-9 iunie, dar desigur urmează ca abia după data de 7 iulie să vedem exact cum va arăta componența Camerei Inferioare a Parlamentului francez. Toate aceste probleme expuse de tine foarte bine, toate aceste probleme preocupă diferite segmente ale electoratului din Franța. Desigur, în Franța are o relație aparte cu Federația Rusă, a avut o relație aparte și cu URSS-ul. Rusia se bucură de simpatia extremei stângi din Franța, dar și a unei părți din extrema dreaptă. Este foarte posibil ca după alegerile din 7 iulie, după ce aflăm rezultatele, să se reușească formarea unei coaliții prin ruperea unui grup din această, să spunem, ceea ce identificăm noi ei drept extremă dreaptă, pentru că să înțelegem foarte multe din promisiunile făcute de extrema dreaptă care le-au adus atâtea voturi, nu vor putea fi implementate fără un sprijin prezidențial. Urmează să vedem, dar desigur, această problemă a imigrației masive a dus la creșterea voturilor atât a AfD-ului în Germania, a extremei drepte în Austria, și desigur vedem acum extremei drepte în Franța. Desigur, în Franța sunt mai multe probleme, inclusiv acest conflict din Gaza, unde statul Israel luptă împotriva entităților teroriste din regiune, și Franța are o puternică, o importantă comunitate musulmană, iar acest mod în care Macron a gestionat relația dintre Franța și statul Israel sau statele arabe a dus și la un vot de protest care s-a dus, desigur, în mare parte către extrema stângă. Trebuie să înțelegem că Macron, după cum spuneam, nu plătește electoral doar ultimele luni, dar practic întreaga sa președinție a fost marcată de o serie de eșecuri destul de dureroase. Să nu uităm că practic Franța a fost scoasă din ceea ce se numește France-Afrique, și anume fostele colonii franceze din Africa, unde au fost implicate în lovituri de stat grupări locale susținute de gruparea paramilitară rusă Wagner și desigur de sprijinul financiar al Chinei. Deci este vorba de un tablou complex, iar Macron în acest moment a încercat să-și salveze președinția, dar desigur și ceea ce se poate numi moștenirea, pentru că în acest moment Macron nu poate oferi o alternativă serioasă. Dar cu cine ar putea să facă ansamblu partidul Emmanuel Macron Alianță? În opinia mea se va reuși să se rupă o parte din coaliția condusă de partidul lui Marine lui Le Pen, și desigur trebuie să așteptăm rezultatele din 7 iulie. Deocamdată din cele 577 de mandate nu au fost alocate foarte multe și alegerile din 7 iulie vor fi extrem de importante. Va urma o săptămână de campanie furibundă. Vedem protestele care au început deja în diferite orașe din Franța, unde sindicatele care în general sunt apropiate de partidele de stânga au manifestat. Poliția a făcut deja 10 de arestări. Am văzut într-o serie de astfel de manifestări și prezența unor grupuri pro-palestiniene. Deci Franța în acest moment se află într-o perioadă destul de tulbure. Nu ar fi prima dată în istoria Franței când se întâmplă așa, și în perioada interbelică sau în 1968. Știu, dar totuși nu s-a mai întâmplat ca un partid de extremist să vină la putere din perioada celui de-al doilea război mondial. Da, și atunci acea venire s-a făcut datorită sprijinului militar al Germaniei naziste, dar trebuie să înțelegem, este prea devreme în acest moment să spunem că extrema dreaptă a venit la guvernare în Franța, pentru că trebuie să așteptăm alegerile de pe 7 iulie. Mihai, dar care și... este răul cel mai mic, extrema dreaptă sau extrema stângă? Bine, când vorbim despre extrema dreaptă, trebuie să înțelegem că această coaliție a lui Le Pen este formată din grupări care pot fi parteneri de discuție pentru administrația Macron. Desigur, și în această grupare de extremă stângă avem Verzi sau avem alte grupări care pot fi, să spunem, cooptate într-un guvern de unitate națională, dar în acest moment orice guvernare de orice tip de extremă nu face bine unității interne a Uniunii Europene.
europene și a sprijinului pentru Ucraina. Dar v-am spus, în acest moment Federația Rusă se bucură de rezultatele obținute de cei doi aliați ai săi de extremă dreaptă și extremă stângă din Franța. Dar este prea devreme să facem previziuni cu privire la... Cu siguranță, toți ochii sunt ațintiți pe alegerile din Franța. Iată, avem și de începând de astăzi Ungaria preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Și avem acest anunț al premierului Victor Orban, care spune că vrea să formeze un nou grup parlamentar european. Bine, să spunem că premierul Orban vrea să facă foarte multe, dar rămâne de văzut dacă Meloni sau alții lideri europeni vor da curs acestei inițiative a lui Orban. Poate doamna Șoșoacă va fi onorată să se alieze să intre în acest grup al domnului Orban. Desigur, după ce practic s-au lămurit apele electorale în Uniunea Europeană, Orban în acest moment, acest demers al lui Orban nu va afecta pe termen lung ceea ce se întâmplă în Parlamentul European sau la nivelul Uniunii Europene. De multe ori astfel de declarații ale lui Orban sunt făcute pentru publicul intern. Să nu uităm că Orban, ca și alți lideri, să spunem, care conduc regimuri autoritare, folosesc politica externă pentru consolidarea prestigiului intern și a poziției lor în interiorul Ungariei. În Ungaria urmează și acolo o serie de alegeri și să vedem ce se va întâmpla. Orban în acest moment încearcă practic să forțeze mâna partenerilor europeni pentru a obține ridicarea, după cum spuneam foarte bine înainte, ridicarea sancțiunilor care au blocat miliarde de euro, dar și o serie de măsuri care să permită Ungariei să continue relațiile economice cu Federația Rusă. Orban în acest moment practic se angajează într-un fel de comerț de favoruri și de, să spun, de favoruri și de măsuri cu partenerii europeni, tocmai pentru a permite supraviețuirea regimului său și recuperarea, după cum am spus, a unor sume de bani imense blocate de către executivul blocului comunitar datorită modului în care Orban tratează opoziția sau tratează justiția din Ungaria. Mihai, dar avem de-a face cu un precedent periculos. Iată, vedem din ce în ce mai multe partide extremiste care reușesc să tulbure apele în interiorul Uniunii Europene. Și aici nu mă refer numai la ce se întâmplă în Franța. Vedem Giorgia Meloni, Italia, vedem ce se întâmplă în Germania. Bine, Giorgia Meloni nu aș caracteriza-o chiar ca extremă dreaptă, să spunem dreapta conservatoare, dar da, este un fenomen îngrijorător și practic o nemulțumire a electoratului din aceste țări privind modul în care guvernele lor au tratat problema imigrației ilegale sau modul în care problemele sociale au exacerbat. Pentru că dacă ne uităm în ultimii un an, doi, vedem foarte multe proteste, inclusiv în Germania, față de pildă de creșterea chiriilor în Berlin sau față de creșterea prețului unor alimente în diferite țări. Și vedem totodată în nemulțumiri privind relațiile cu Federația Rusă și cu Ucraina. Este clar, Mihai, că nemulțumirile oamenilor au adus la această alegere a lor. Cu siguranță că este o problemă și înseamnă că ceva nu se face bine. Da, să știi că Este nevoie de o reformă profundă a Uniunii Europene și de o reformă profundă. Însă rămâne de văzut dacă partidele de extremă, dreaptă, stângă, partidele radicale sunt o soluție. Îți mulțumesc tare mult, Mihai, pentru această discuție. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne revedem la 10 fix. Bună dimineața, sunt Georgia Pietreanu, este ora 10, sunteți la Prima News, iată care sunt principalele știri ale zilei. Stare de alertă sporită la mai multe baze militare americane, inclusiv România, pe fondul unei posibile amenințări teroriste. Bazele respective, inclusiv garnizoana armatei americane din Stuttgart, Germania, unde se află sediul Comandamentului European al Statelor Unite, și-au ridicat nivelul de alertă la Charlie, al doilea, cel mai înalt. Unul dintre oficialii americani care este cantonat la o bază din Europa a declarat pentru CNN că nu a mai văzut acest nivel de amenințare de cel puțin 10 ani și a spus că de obicei înseamnă că armata a primit o amenințare activă fiabilă. Extrema dreapta a câștigat primul tur al alegerilor legislative din Franța. Partidul lui Marine Le Pen a obținut aproximativ 34% din voturi potrivit exit poll-urilor. Această cifră a devansat rivalii de stânga și de centru, inclusiv alianța președintelui Emmanuel Macron, care ar fi obținut 20,5% sau până spre 23%.
Rezultatele votului cu o prezență istorică la urne de aproape 70% au oferit puțină claritate cu privire la posibilitatea ca partidului Le Pen să poată forma un guvern alături de Macron, pro-Uniunea Europeană. Ungaria preia astăzi conducerea Consiliului Uniunii Europene pentru 6 luni, promițând să acționeze imparțial pentru a calma temerile Bruselului. Președinția ungară provoacă neliniște în Parlamentul European și în mai multe state membre din cauza exceselor antidemocratice și legăturilor strânse cu Kremlinul. După ultima președinție maghiară a Uniunii Europene în 2011, Viktor Orban se lăuda că le-a dat palme prietenești călăilor agitați din Parlamentul European, pe care îl consideră un bârlogar liberal și stângii. Familia președintelui Joe Biden s-a reunit duminică la Camp David pentru a-l îndemna pe liderul de la Casa Albă să rămână în cursa pentru alegerile prezidențiale. Deși familia sa este conștientă de rezultatele slabe obținute la dezbaterea de săptămâna trecută, ei continuă să creadă că este cea mai bună alegere pentru a-l învinge pe Donald Trump. O companie israeliană acuză personalul aeroportului din Antalya că a refuzat să realimenteze un avion care a aterizat pentru a evacua un pasager bolnav. Autoritățile turce neagă incidentul și spun că pilotul aeronavei a decis din proprie inițiativă să plece înainte de a fi transferat combustibilul. Relațiile dintre Israel și Turcia s-au deteriorat de la începutul războiului din Gaza. Zborurile între cele două țări au fost suspendate. Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să se pronunțe astăzi asupra imunității penale absolute invocată de Donald Trump în procesul în care este acuzat că ar fi încercat să schimbe ilegal rezultatele alegerilor din 2020 câștigate de Joe Biden. Întreaga procedură în vederea acestui proces, programat inițial pentru 4 martie, este suspendată de 4 luni, așa că șansele ca acesta să înceapă încă înainte de alegerile din 5 noiembrie depind în totalitate de formularea deciziei celor 9 judecători. Vicepremierul britanic Oliver Dowden a avertizat asupra riscului de ingerință a Rusiei în campania pentru alegerile din 4 iulie. Avertismentul vine după ce postul public de televiziune australiană ABC a identificat 5 pagini de Facebook coordonate cu 190.000 de abonați în total, care critică mai multe partide politice britanice, inclusiv Partidul Laburist și Partidul Conservator, dar uneori susțin Partidul Anti-Imigrație Reform UK al lui Nigel Farage. Experții intervievați de ABC au considerat că acesta este amprenta unei operațiuni de influență rusească. Premierul Marcel Ciolacu va avea astăzi la Palatul Victoria consultări cu partidele politice pentru a finaliza calendarul electoral al alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primii cu care se va întâlni șeful executivului sunt cei de la USR de la ora 10, urmați de reprezentanții AUR la ora 11, apoi UDMR la ora 14. De la ora 15, prim-ministrul va avea discuții cu reprezentanții partidului Dianei Șoșoacă, SOS România, iar de la ora 16 cu grupul minorităților naționale. La ora 17 se va întâlni cu PUSL. Consultările vor continua și marți cu reprezentanții altor formațiuni politice. 1 iulie 2024 vine cu creșterea accizelor la carburanți, vor crește și facturile la gaz, pentru că se vor majora tarifele reglementate de distribuția gazelor naturale. Se va majora de la 16% la 70% și impozitul pentru sumele neidentificate. În plus, la e-factura se va aplica noua amendă de 15% din valoare. Printre modificările fiscale care intră în vigoare de astăzi se numără și creșterea salariului minim brut de la 3.300 la 3.700 de lei. Premierul Marcel Ciolacu discută astăzi cu reprezentanții partidelor politice pentru a finaliza calendarul electoral al alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primii care intră la discuții sunt cei de la USR de la ora 10, urmați de AUR la ora 11, apoi UDMR la ora 14. De la ora 15, prim-ministrul va avea discuții cu reprezentanții partidului Dianei Șoșoacă, SOS România, de la ora 16 cu grupul minorităților naționale, iar de la ora 17 cu PUSL.
Liberalii nu participă astăzi la discuții, însă l-au trimis pe ministrul de interne Cătălin Predoiu. Aceștia au fost convocați în Biroul Politic Național cu prezența fizică obligatorie de la ora 13. Decizia vine în contextul în care prim-ministrul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că luni și marți, împreună cu cei doi vicepremieri, că invită pe liderii tuturor partidelor pentru a stabili cu aceștia calendarul alegerilor. Așadar, nici până acum nu avem o dată a alegerilor prezidențiale. Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic, este invitatul meu de la această oră. Bună dimineața și îți mulțumesc! Bună dimineața! Ce își propune Marcel Ciolacu, Sebastian, cu aceste consultări? Își propune să mimeze puțin democrația, era să mizeze pe democrație, însă nu. Dacă ar fi mizat pe democrație cele două partide din coaliția de guvernare, astăzi n-am mai fi avut această discuție. Era un subiect închis cu alegeri prezidențiale desfășurate la termen, așa cum spune Constituția, în luna noiembrie, cu câteva zile înainte să expire mandatul președintelui Klaus Iohannis. Însă înainte de a discuta despre consultările, sigur, consultări fictive de astăzi de la Palatul Victoria, domnul Ciolacu, dacă tot joacă acest rol de premier cu valențe democratice, ar trebui să ne explice mai întâi de ce s-a ajuns la această discuție. Pentru că luna februarie, într-adevăr, PSD și PNL au venit cu un calendar agreat în coaliție pentru toate cele patru rânduri din acest an. Sigur, atunci miza conta în comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. De asta și liberalii au îmbrățișat această idee. Nu se gândea nimeni la alegerile prezidențiale, ci cum să scape de ghilotina alegerilor locale și europarlamentare. Însă domnul Ciolacu ar trebui să ne explice de ce au mutat cei din PSD și PNL data alegerilor din noiembrie în luna septembrie. Care a fost argumentul care a stat la baza acestei decizii? Pentru că au trecut 4-5 luni de atunci și niciunul dintre liderii coaliției de guvernare n-au venit cu un argument coerent. Păi argumentul PSD-ului cât de cât îl știm, că îl avantajează în condițiile în care se măresc pensiile în septembrie. Dincolo de argumentul politic, care a fost argumentul constituțional pe baza căruia PSD și PNL s-au gândit să mute alegerile din noiembrie în septembrie? Știm, altfel, din punct de vedere politic, de la 1 septembrie cresc pensiile, acum PSD și PNL au repurtat victorii importante la alegerile locale și europarlamentare, însă acestea nu sunt argumente, sunt detalii ce țin de conjunctura politică. Știm, unul dintre posibile argumente vehiculate pe surse era atunci prezența sau plecarea președintelui Klaus Iohannis la NATO și tocmai da, și interimatul premierului Nicolae Ciucă. Exact, să urce premierul Nicolae, de fapt nu premierul Nicolae Ciucă, ci președintele Senatului Senatului. Da, fost premier Nicolae Ciucă să urce în funcția de președinte interimar. Însă la acestea erau din nou calculele politice pe care nu și le-a asumat nimeni. Deci domnul Ciolacu, ieșiți în fața oamenilor și spuneți, în luna februarie, la începutul acestui an, am avut aceste discuții de culise cu președintele Klaus Iohannis și cu Nicolae Ciucă. Nu s-au ținut liberalii de cuvânt, e clar, vedem, asta e limpede, vedem cu ochiul liber că liberalii nu s-au ținut de cuvânt, însă m-a interesat mai mult care au fost dedesubturile acestei decizii de a muta alegerile prezidențiale din noiembrie. Sebastian, dar sursele tale ce spun? Care ar fi argumentele constituționale? Argumente constituționale nu există, există doar argumente politice, pentru că altfel de ce ai muta niște alegeri care de 34 de ani se desfășoară fie în luna decembrie, fie în luna noiembrie. Nu există absolut niciun argument juridic sau constituțional pentru a trage alegerile prezidențiale de la locul lor, de a le devansa pentru luna septembrie. Sigur, argumente politice există. Știm, PSD și PNL vor să profite politic de pe urma acestor victorii obținute la alegerile europarlamentare și locale. Vine și legea pensiilor, există și posibilitatea apariției unei așa zise lebede negre până în toamnă pentru Marcel Ciolacu sau pentru PSD în general. PSD a mai trecut prin acest film din 2000 încoace, când s-au calificat lejer în turul 2 candidații PSD, dar acolo la fel de lejer au pierdut. Așadar sunt mai multe constante care îi fac pe liderii PSD să mute alegerile în luna septembrie. Problema acum pentru ei este că se
se lovesc de opoziția PNL și cred eu și celelalte partide. Și de opoziția USR. Exact, și celelalte partide, fie ele de dreapta. Exact, dacă partidele rând pe rând, da, merg la Palatul Victoria să se consulte cu premierul Marcel Ciolacu în privința alegerilor prezidențiale. Și toți spun, domne, lasă alegerile în noiembrie, așa cum este constituțional. Ce mai poate să facă? Oricum, premierul Marcel Ciolacu era cu mâinile legate, atât timp cât PNL nu acceptă modificarea calendarului constituțional și nu acceptă devansarea alegerilor pentru luna septembrie, le era imposibil celor din PSD să mute singur data alegerilor, pentru că acea hotărâre de guvern care specifică calendarul electoral cu ceea ce înseamnă data alegerilor, strângere de semnături, zilele pentru campanie electorale, etc., acea hotărâre de guvern trebuie să plece de la Ministerul de Interne, ministrul de Interne fiind de la PNL. Deci, domnul Păi Cătălin Ciolacu, Predoi o să fie și el prezent astăzi la consultări. Da, el este prezent acolo ca să mimeze la fel implicarea coaliției de guvernare. Însă, pe ansamblu, premierul Marcel Ciolacu își dorește astăzi să rezolve o criză internă din coaliția de guvernare, PSD-PNL, cu ajutorul opoziției. Să vină opoziția și să arunce cu apă peste aceste orgolii inflamate, pentru că vor avea cei de la PSD sau premierul Marcel Ciolacu va avea argumentul perfect să spună nu doar PNL vrea alegeri acum în luna noiembrie, ci iată și restul partidelor înclină tot pe acest calendar constituțional. Eu mi-am ținut cuvântul în luna februarie, le-am promis românilor un calendar electoral cu alegeri comasate în luna iunie, cu alegeri prezidențiale în luna septembrie și cu alegeri parlamentare în luna decembrie, dar iată că restul partidelor se opun și prin urmare sunt nevoiți să dau înapoi. Ăsta va fi mesajul. Păi și nu este un avantaj pentru Marcel Ciolacu să se sustragă de la candidatura la alegerile prezidențiale? A spus că dacă vor fi în noiembrie, el nu va candida. Nu există această discuție legată de candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Președintele partidului este întotdeauna candidat la alegerile prezidențiale. Premierul Marcel Ciolacu va candida pentru Cotroceni, fie că alegerile vor fi în septembrie, în noiembrie, fie sau în octombrie. Chiar dacă a declarat că nu va mai candida dacă alegerile vor fi în noiembrie? Da, evident. Era doar o presiune pusă pe liberali, astfel încât să accepte calendarul inițial cu alegeri în luna septembrie. Pentru că, într-adevăr, Marcel Ciolacu avea un avantaj dacă alegerile prezidențiale erau organizate acum rapid. Un avantaj și față de partenerul din coaliție, liberalul Nicolae Ciucă, și față de Mircea Joană, și față de alți potențiali candidați care nu mai aveau timp, așa, în fugă, în grabă, să se înscrie cu toată forța în cursa electorală. Acum, alegerile prezidențiale organizându-se în luna noiembrie, e mai mult timp pentru pregătirea candidaturii și pentru disputa aceasta politică care vizează cea mai importantă funcție asta. Sebastian, crezi că ar putea exista o coaliție între USR și PNL? Am văzut declarațiile Elenei Lasconi după alegerile din Biroul Național Politic. Greu de spus deocamdată despre o posibilă coaliție PSD-PNL. Eu văd imposibilă această coaliție. Pentru că asta ar însemna să o susțină pe Elena Lasconi la prezidențiale? Nu, pentru că PNL nu va renunța niciodată la posibilitatea unui candidat propriu la alegerile prezidențiale. Mai ales că PNL este acum îmbătat de succesul victoriei de la alegerile din 9 iunie. Deci PNL a obținut, sigur, alături de PSD, dar a obținut împreună peste 50% la alegerile europarlamentare, iar la alegerile locale PNL a sărit de pragul de 30%, că când vorbim de vot politic, de vot pentru primari, pentru consilii locale și de tine. Un scor neașteptat de mare chiar și pentru candidații, chiar și pentru liderii PNL. Mai mult de 25% nu-și dădeau nici măcar cei mai optimiști lideri PNL și cu toate astea partidul a sărit de 30%. Deci cu aceste cifre nu-ți permiți să nu spui candidat propriu la alegerile prezidențiale și să spui susținem candidatul unui partid care abia a ajuns la 9% sau care nici măcar n-a ajuns la 9%. Bun, dar hai să o luăm așa. În ce măsură l-ar avantaja pe Nicolae Ciucă, ar avantaja PNL-ul alegerile în noiembrie? Nicolae Ciucă care stă foarte prost în sondaje. Nicolae Ciucă, ca lider, da, uninominal, persoana fizică Nicolae Ciucă, sigur stă în sondaje mai rău decât stă Partidul Național Liberal. Însă liderii PNL
calculează că partidul se va mobiliza pentru liderul său, așa cum și Viorica Dăncilă stătea foarte prost în sondaje în 2019, dar partidul, prin mobilizare, a purtat-o în brațe pe Viorica Dăncilă spre finala prezidențială. Deci cam aceleași calcule își fac acum și liberalii. Problema însă pentru Nicolae Ciucă e că liderii PNL din teritoriu și Partidul Național Liberal nu se mobilizează la fel cum o fac PSD-iștii. Deci există riscul pentru Nicolae Ciucă să rateze finala prezidențială, mai ales că alegerile pentru Cotroceni sunt foarte personalizate. Vorbim în primul rând de carisma persoanelor și mai apoi de mobilizarea sistemelor de vot ale partidelor, mobilizarea mașinăriilor electorale ale PSD, PNL, USR și celelalte partide. Deci vedem o dinamică foarte mare în această competiție pentru Cotroceni, o dinamică care îi angrenează pe Nicolae Ciucă, pe Marcel Ciolacu, pe Elena Lasconi, dar și pe Mircea Joană, pe Diana Șoșoacă și pe George Simion. Ei bine, toți acești candidați se luptă și rup fiecare din plăcinta, din felia electorală a celuilalt. Așadar, Elena Lasconi poate să rupă mai mult din electoratul de dreapta al domnului Ciucă decât a făcut USR din electoratul PNL per total la alegerile locale și europarlamentare. Deci există acest risc ca domnul Ciucă să nu prindă finala prezidențială, cum există riscul nici ca domnul Joană să nu prindă finala prezidențială, nici ca doamna Lasconi să nu prindă finala prezidențială. Calculele PSD în această direcție se îndreaptă. Candidatul PSD, știm, e deja în finala prezidențială, tot timpul candidatul PSD e în finala prezidențială, însă liderii PSD vor face tot posibilul ca în turul 2 să îl arunce pe George Simion. Sigur, acum depinde și de opțiunile românilor și de ce se întâmplă în campania electorală, însă acesta ar fi un scenariu care le va oferi liniște celor din PSD în perspectiva finalei prezidențiale, în tur 2 alături de George Simion. Am putea asista la o rupere a coaliției până la data alegerilor, când va fi aia? Exclus, nu cred în acest scenariu, pentru că dacă, să presupunem, se va rupe coaliția din acest motiv al alegerilor prezidențiale, dar mă rog, să luăm doar acest exemplu ipotetic, da? Ca premisă. Se rupe coaliția din cauza neînțelegerilor pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale. Dacă iese de la guvernare, PNL, în următoarele două zile va urma o revoluție internă. O revoltă internă pentru că ceea ce îi ține acum împreună, în primul rând pe liberali, este tocmai accesul la resurse publice. Și în al doilea rând, ceea ce îi ține împreună pe liberali și pe PSD-iști este din nou accesul la putere și la robinetul cu bani de la bugetul de stat. Deci dacă PNL iese de la guvernare, liberalii se vor uita în sondaje, vor vedea că Nicolae Ciucă nu stă foarte bine, că este mult sub scorul partidului și atunci vor spune nu suntem nici la guvernare, nu avem nici perspectiva câștigării alegerilor prezidențiale. Atunci de ce să mai stăm încolonați în spatele lui Nicolae Ciucă? Și evident vor căuta un candidat care să le ofere, dacă nu siguranța, măcar perspectiva sau măcar iluzia de a avea președintele României în următorii 5 sau 10 ani, așa cum au făcut cu Klaus Iohannis în vara anului 2014. De partea cealaltă, dacă PSD, împinge PNL de la guvernare sau dacă domnul Ciolacu îl dă pe domnul Pretoiu afară din guvern și generează o criză politică, le va fi greu PSD-iștilor să reziste la Palatul Victoria, să reziste la putere, deși sigur au o cârdășie cu UDMR și poate se vor baza și pe voturile AUR, însă își vor surpa toată această proiecție de stabilitate pe care au creat-o în ultimii 3 ani de când sunt la guvernare. Deci PSD va fi pus într-o situație extrem de complicată. PSD a venit la guvernare alături de PNL, un partid care i-a hulit în urmă cu câțiva ani, dar știm cu toții ce s-a întâmplat în alegerile, în campaniile din 2019 și din 2020. Cu toate astea, PSD a acceptat să intre la guvernare, a venit rotativa, au dat premierul și acum ar trebui să se dezică din nou de președintele Klaus Iohannis și de PNL, aruncând această majoritate în aer și aruncând de asemenea și stabilitatea la coșul de gunoi al istoriei. Deci ar avea mari prejudicii electorale ambele partide dacă ar rupe această coaliție. Prin urmare, eu nu mă aștept ca PNL și PSD să facă o întorsă
la picioare legătură. Dar cel mai probabil s-ar putea să avem alegeri în noiembrie, așa cum își dorește PNL-ul. Da, foarte probabil ăsta va fi calendarul, cu alegeri prezidențiale în luna noiembrie și alegeri parlamentare pe data de 8 decembrie. Aici, sigur, îi încurcă puțin pe cei din PSD și PNL și vacanța de 1 decembrie, pentru că una dintre soluții sau una dintre variantele discutate mai era o nouă comasare. Se comasează și campania lor electorală pentru prezidențiale cu parlamentare. Nu, miza acestui an și miza acestei toamne va fi scrutinul prezidențial. Ce se întâmplă pe lângă cu parlamentare, cu europarlamentare, e mult mai puțin important. Deci, fie că vom avea o campanie în noiembrie, în octombrie sau în decembrie, mesajele vor fi tot îndreptate către scrutinul prezidențial. Pentru că în România, scrutinul prezidențial suscită cel mai mult interes. Oamenii sunt foarte interesați de alegerile prezidențiale și cele parlamentare, chiar dacă vin rapid, da, după doar câteva săptămâni, aproape că nu mai mobilizează nici măcar jumătate din electorat la vot. Din păcate, cultura politică din România ne face să ne uităm la președinte ca la un tătuc salvator, îndreaptă țara într-o direcție sau alta și să ignorăm puterile pe care le are o majoritate parlamentară care ulterior susține guvernul. Însă asta e o altă discuție. Deci, dacă nu ar fi existat acea vacanță de 1 decembrie, weekendul de 1 decembrie liber, puteau cei din PSD și PNL să comaseze alegerile parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Așa nu pot să o facă, prin urmare, primul tur al prezidențialilor va fi undeva la mijlocul lunii noiembrie, iar al doilea tur la finalul lunii noiembrie, urmând ca pe 8 decembrie să aibă loc alegerile parlamentare, iar partidul care va da viitorul președinte al României, sigur, va primi acest bonus electoral, pentru că multe voturi vor fi transferate de la persoana președintelui către partidul președintelui la scrutinul legislativ de la începutul lunii decembrie. Sebastian, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să te întreb și despre alegerile din Franța, care au avut loc ieri. Urmează duminica asta și turul 2. Vedem foarte mult o mobilizare foarte mare din partea francezilor la vot, aproape de 70%. Și vorbim despre cele două partide, extremă dreaptă și stânga, care sunt pe primele două locuri. Partidul lui Marine Le Pen pe primul loc, celălalt partid de extremă stânga pe locul 2, abia pe locul 3 partidul președintelui Franței Emmanuel Macron. Da, din păcate Emmanuel Macron a reușit să distrugă în acești ani mandat din 2017 până astăzi tot ce a construit până să ajungă în cea mai înaltă poziție de putere politică în Franța. Însă ce e îngrijorător, în special pentru mine, este scorul obținut nu de extrema dreaptă, undeva la 34%, ci de coaliția comunistă. Acolo vorbim chiar de un partid comunist, de un partid socialist și de un partid ecologist, însă aflați sub o umbrelă care să acopere toate aceste ideologii. Însă, pe fond, vorbim despre un bloc comunist care, iată, a luat aproape 30% din sufragii la alegerile de duminică. Sigur, va urma și turul 2 și aștept să văd care va fi rezultatul final, însă tonul mai moderat al extremiștilor de dreapta, dar al partidului lui Marine Le Pen, pare o politică europeană prin comparație cu mesajele din campania electorală aduse de comuniști. Deci să vedem mai întâi cine va face majoritate, cum va face majoritate acolo, pentru că o împingere a luptei electorale din Franța către cele două extreme, fie de dreapta și cealaltă de stânga, cu un centru neutralizat și redus la tăcere, nu e doar o problemă pentru Franța, ci pentru întreaga Europa, mai ales în contextul în care vedem lunele acestea se pun pe picioare noi instituții în Uniunea Europeană, țările se reorganizează pentru o nouă abordare în ceea ce privește războiul din Ucraina, vin și alegerile prezidențiale din America, deci tot acest factor cumulat duc la o deznădejde totală și la un viitor. Uite, să te întreb altceva. Va mai fi Uniunea Europeană așa cum o știm noi acum? În următorii 5 ani, da, va mai fi așa cum o știm noi, pentru că deja au trecut alegerile europarlamentare și vedem s-au împărțit și funcțiile
în arhitectura de putere de la Bruxelles. Însă problema e ce facem pe viitor. Cu un președinte al Franței castrat de puteri, cu o majoritate care să înglobeze extrema dreaptă și extrema stângă în Franța, cu vedem un ascendent culminant al extremiștilor din Germania, cu o posibilă alegere a lui Donald Trump, care știm nu este un mare iubitor de Europa în America, atunci, da, putem să ne punem această întrebare: încotro se îndreaptă Europa? Cristian Zacman, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit. Elena Lasconi a fost ales președinte al USR și candidatul din partea partidului la prezidențiale. Sâmbătă au fost alegeri în Biroul Național Politic al USR. Partidul, echipa din care face parte Elena Lasconi, nu a obținut majoritate, a obținut 8 poziții, însă mult mai bine decât celelalte echipe. Discutăm acest subiect și nu numai cu domnul profesor Ion Bogdan Lefter, analist politic. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor Lefter, astăzi sunt și consultări la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu cheamă partidele rând pe rând să discute despre data alegerilor prezidențiale. Cumva știm poziția USR-ului, se aliniază cu data pe care și-o doresc cei din PNL. Da, nu e o opțiune politică de sincronizare a USR cu PNL, ci este opțiunea mai largă și până la urmă firească, dacă n-am fi avut între timp toate cele care s-au petrecut de când se tot discută și se programează și se reprogramează alegerile la noi, e opțiunea pentru păstrarea calendarului, să-i spunem, clasic. Cu alegeri din 4 în 4 ani, la final de an. În cadrul constituțional suntem oricum, și dacă ar fi în septembrie, pentru că în Constituție se precizează datele generale ale sistemului politic, lungimea mandatelor și un interval în care pot fi programate alegerile, datele exacte fiind conform prerogativelor, să spunem, legale, de competența guvernului, care trebuie să emită documentele necesare și programarea propriu-zisă și celelalte lucruri care țin de organizarea efectivă a alegerilor. Însă această marjă de câteva luni, de 3 luni, în care pot fi organizate alegerile, n-ar trebui utilizată de către partidele care se află la guvernare, la decizie, pentru a mișca alegerile înainte sau înapoi în funcție de interesele lor politice imediate, de calcule electorale. Este o anumită flexibilitate, să spunem, nu trebuie să avem alegeri în dată fixă, sunt și situații, nu? Noiembrie, întotdeauna cu o foarte mică oscilație de dată, se țin alegeri în Statele Unite din 2 în 2 ani, dar în cele mai multe democrații există această mică marjă, ea însă este gândită de către legislatori, de către decidenții constituanți, pentru a permite efectiv organizarea alegerilor fără rigidități, constrângeri prea mari. Ori noi suntem acum într-o situație în care cele două partide care formează blocul guvernamental au decis la un moment dat, în negocieri directe între ele, că le este avantajos să devanseze alegerile prezidențiale față de momentul din an electoral în care se desfășuraseră în urmă cu 5, 10 și apoi trebuie să trecem la mandatele de 4 ani, după ce ne ducem în urmă 4 mandate, 2 Iohannis, 2 Băsescu, au decis acum să nu mai fie în noiembrie-decembrie, să fie în septembrie. Ori în situația în care ajungem la aceste consultări cu toate partidele politice, sigur că nici USR, ați menționat poziția acestui partid, s-a exprimat și UDMR,
n-au niciun interes să se grăbească, să aibă loc alegerile prezidențiale în septembrie. De altfel, s-ar crea în felul acesta și nu situația, nu imposibilă, dar, mă rog, mai bizară, în care am avea timp de 3 luni, nu timp de câteva săptămâni, și un președinte în funcție și un președinte ales care așteaptă să-și preia funcția. Exact, deci cum s-a întâmplat acum cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, încă avem primari în funcție. Da. Deci avem tot anul electoral bulversat de acest mod de a trata regulile, fără să se respecte și cutumele. Iată, fac această distinție. Există reguli, legi, termene, intervale în care pot fi organizate alegerile, dar există și cutume, există și tradiție deja încetățenită și în acest moment suntem în această situație cu confuziile care rezultă de aici și care nu fac bine nici democrației, nu le fac bine, evident, nici celor două partide care se joacă de a programarea alegerilor și care probabil vor pierde voturi din acest motiv. Domnule profesor Lefter, nu degeaba am pomenit despre faptul că USR merge pe aceeași linie în privința datei alegerilor prezidențiale precum cei din PNL. Imediat după alegerile din Biroul Național, Elena Lasconi a dat de înțeles că și-ar dori o alianță cu PNL. A fost o declarație de principii generale. Doamna Lasconi a precizat de asemenea că nu se poate discuta cu PNL-ul coalizat cu PSD-ul, deci e o privire spre un viitor, să zicem, post-electoral, în care eventual se vor putea renegocia combinațiile de pe scena politică și se va putea reface o coaliție de dreapta. Dar până acolo suntem destul de departe, pentru că în primul rând, în intervalul preelectoral și apoi în fața electoratului, la urne, opoziția față de blocul guvernamental trebuie să se prezinte ca o alternativă. USR-ul în acest moment este, să spunem, dominat, impulsionat de un elan intern, alegeri, a fost competiție, câștigătoarea e triumfătoare, susținătorii ei dau impresia că e vorba despre o relansare a partidului, însă deocamdată nu avem niciun fel de ecou de mase pentru această, în urma acestor schimbări, și după ce inițial cea care avea să câștige, doamna Lasconi, proclamase, declarase alianța de dreapta, alianța dreapta unită cu PMP și cu Forța Partidul Dreptei, Ludovic Orban, Forța Dreptei, o proclamase defunctă, spusese că a fost doar o alianță electorală, că nu mai există, a revenit ulterior, probabil sătuită, înțelegând că această coaliție, chiar cu două partide care nu au în acest moment o susținere populară largă, e importantă pentru crearea unei imagini de coaliție alternativă. Până la alegeri nu poți să participi la campania electorală anunțând că vei face coaliție cu PNL-ul care e la guvernare cu PSD-ul. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste contexte preelectorale care s-ar putea schimba foarte mult imediat postelectoral. Domnule profesor Lefter, pe de altă parte, toate acele voci care au susținut că de fapt USR-ul a fost tras în jos din cauza acestei coaliții cu PMP și Forța Dreptei, ar mai putea susține o continuare a alianței? Sunt opinii și opinii, bazate nu pe date, pe cercetări de piață, pe informații concrete, ci pe opinii, pe eventual raționamente.
Eu vă pot da, nu ascund, nu fac din asta un secret, vă pot da propria mea mărturie, propriul meu caz. Eu am votat acest pol de dreapta, n-aș vota USR și nu am votat în alegerea anterioare USR-ul solitar. Deci eu am votat Alianța Dreapta Unită ca alianță, interesându-mă un pol de dreapta. Păi și atunci să mă întreb altfel, domnule profesor Lefter, în calitate de votant al Alianței, ați merge în continuare tot cu ei? Sigur că da, în condițiile în care ar fi vorba despre alianță. Dacă USR va merge solitar în alegeri, îi vor vota cei care sunt dispuși să voteze USR-ul. Și doar atât. Sigur, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Eu cred, îmi imaginez, și timpul e destul de scurt, cred că se va reface acest pol de dreapta și cred că elanul acesta despre care vorbeam consecutiv reorganizării și alegerii unei noi lidere a USR ar putea contribui serios la creșterea acestei alianțe, la care însă și, iată, votanți liberali nemulțumiți de PNL, dar nedispuși să voteze USR, s-ar alătura. Deci, până la urmă, contează și dacă în loc ca USR-ul să urce pe cont propriu la 8-9, căci în cele 8 și ceva procente obținute la alegerile locale și la cele europarlamentare, intră și votul meu și al altora, voturile mele și ale altora ca mine. Deci dacă pe cont propriu USR ar putea obține acest scor sau încă un procent, două mai mult, ar fi un scor mic. Dacă în campanie reușesc refacerea acestui pol și a imaginii de alternativă de dreapta la actuala guvernare, dacă va fi o bună campanie, dacă energia aceasta nouă din zona USR, poate și a celorlalți, va fi bine gestionată, atunci se va putea obține un scor mai serios și vom putea privi către contextul imediat post-electoral în cu totul alte date. Credeți că partidul va fi lipsit de conflicte imediat după alegeri și înaintea alegerilor? Chiar președinta partidului Elena Lasconi spunea în emisiunea colegului nostru, Sebastian Zagman, insider politic, în momentul în care sunt alegerile din Biroul Național Politic și nu va avea majoritate, a doua zi își va da demisia. Nu are majoritate, în schimb are cele mai multe posturi, locuri ocupate, cum spuneam și la început în introducerea mea, în număr de 8. Însă vedem că imediat după alegeri au început așa mici conflicte între Dominic Fritz și Radu Mihaiu. Discuții despre cine ar trebui să preia interimatul, președinția USR-ului în toată această perioadă. USR-ul s-a consacrat, ca să spunem așa, pe scena noastră publică, drept un partid în interiorul căruia se dezbate, se spun lucruri inconfortabile, se practică atacuri în ideea susținută public de către reprezentanții acestui partid, că e vorba despre un alt stil de a face politică, despre transparență și așa mai departe. Se poate discuta în ce măsură transparența despre care vorbim face bine unui partid, în ce măsură nu e totuși necesară și o anumită discreție, dar sigur și luarea de decizii doar în spatele ușilor ermetic închise, în cercuri restrânse de conduceri de partide, nu e bună, ține mai degrabă de autoritarismele politice. USR-ul e la el acasă într-o asemenea atmosferă mai certăreață. Nu cred că în acest moment și în această perioadă preelectorală face bine să se afle public că există asemenea conflicte. Dar până la urmă probabil că ele se vor calma. Și doamna Lasconi a făcut declarații mai radicale înainte de alegeri și în scop electoral intern de partid, sperând ca apropiații săi în acest fel să
fie votați și să obțină un control mai extins asupra conducerii colective a partidului. Nu o văd însă în rolul domnului Dacian Cioloș, care într-o situație similară, cum știm, și-a dat pur și simplu demisia, a declarat publică, deși e președintele partidului, nu controlează conducerea colectivă, care adoptă decizii cu care el personal nu e de acord și atunci s-a retras. În general, în partidele politice semnificative, nu în cele de buzunar, unde chiar poate decide o singură persoană, căci nu mai e în control de mulți, de multe altele. În partidele semnificative e firesc să existe grupări, aripi, tendințe diferite, opinii diferite și e o chestiune de gestionare internă a acestei diversități, în ce fel liderii, în acest caz președinta cea nouă a partidului, a USR, a Unii Salvați România, reușește să armonizeze aceste tendințe care uneori pot fi destul de serios divergente. Se fac negocieri interne, se fac, așa zicând, coaliții cu geometrie variabilă pe o problemă, luna asta te înțelegi mai bine cu anumiți membri din biroul politic sau cum se numește conducerea lor colectivă, luna viitoare te înțelegi mai bine cu alții și negociezi și obții sprijin pentru ceea ce ca lider, ca președintă vrei să faci. Vom vedea cum se vor așeza lucrurile, dar nu cred că e nimic neobișnuit nici în aceste certuri interne, nici nu le dau o importanță prea mare. Și rămâne de văzut, domnule profesor Lefter, dacă Elena Lasconi va reuși să dea o nouă față partidului USR și să-și recâștige electoratul pierdut. Da, eu, în orice caz, este o figură interesantă în politica românească. Lucrul ăsta cred că îl putem spune și accepta cu toții. Este o doamnă cu o notorietate câștigată mediatic, a fost jurnalistă de televiziune, nu într-o poziție foarte proeminentă, a fost pur și simplu prezentatoare de știri, dar apărând mulți ani, înțeleg că aproape un sfert de secol la televizor, e o figură pe care o recunoști. Între timp știm bine și numele, poate la început, când la începutul său politic, când apărea la televizor, puteau telespectatorii să spună, a, parcă am mai văzut-o, cine o fi. E, între timp, numele este bine cunoscut, are această carieră de primăriță într-un mic oraș, e și asta interesant, cum poate fi, cât de utilă poate fi o asemenea muncă în administrația locală, într-un oraș mic, de unde până la urmă te profilezi ca lider național al partidului tău, chiar dacă sigur nu e cel mai mare partid, nu e unul din cele mai mari partide, dar totuși este al câtelea, al treilea, al patrulea partid al țării. Este femeie, ceea ce contează mult, cred în politică în general, în politica românească, reprezentarea femeilor în politică nu e la nivelul și la proporția la care ar fi firesc să fie. Este o femeie, dacă pot continua această rapidă descriere de acest rapid portret, este o femeie între două vârste, ceea ce e avantajos pentru că poate fi simpatizată și de către electorii mai tineri și de către electorii mai vârstnici. Vorbește bine ca o persoană exersată în spațiul public și mediatic și politic, are deci date bune și un bun potențial de creștere. Nu cred că poate cineva acum să spună iată-o pe viitoarea președintă a României, adică nu cred că putem face un pronostic atât de ferm, dar nici nu putem exclude o surpriză. Sau un scor frumos, exact, la alegerile prezidențiale. Domnule profesor Lefter, vă mulțumesc tare mult pentru această analiză. Cu mare plăcere. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Bună ziua, sunt Georgia Pietreanu, este ora 11, sunteți la Prima News, iată care sunt principalele știri ale zilei. Stare de alertă sporită la mai multe baze militare americane, inclusiv din România, pe fondul unei posibile amenințări teroriste. Bazele respective, inclusiv garnizoana armatei americane din Stuttgart, Germania, unde se află sediul Comandamentului European al Statelor Unite, și-au ridicat nivelul de alertă la Charlie, al doilea, cel mai înalt.
Unul dintre oficialii americani care este cantonat la o bază din Europa a declarat pentru CNN că nu a mai văzut acest nivel de amenințare de cel puțin 10 ani și a spus că de obicei înseamnă că armata a primit o amenințare activă fiabilă. Extrema dreaptă a câștigat primul tur al alegerilor legislative din Franța. Partidul lui Marine Le Pen a obținut aproximativ 34% dintre voturi, potrivit exit poll-urilor. Această cifră a devansat rivalii de stânga și de centru, inclusiv alianța președintelui Emmanuel Macron, care ar fi obținut între 20,5% și 23%. Rezultatele votului, cu o prezență istorică la urne de aproape 70%, a oferit puțină claritate cu privire la posibilitatea ca partidul lui Le Pen să poată forma un guvern alături de Macron, pro-UE. Ungaria preia astăzi conducerea Consiliului Uniunii Europene pentru 6 luni, promițând să acționeze imparțial pentru a calma temerile Bruxelului. Președinția ungară provoacă neliniște în Parlamentul European și în mai multe state membre din cauza exceselor antidemocratice și legăturilor strânse cu Kremlinul. După ultima președinție maghiară a Uniunii Europene în 2011, Victor Orban se lăuda că le-a dat palme prietenești călăilor agitații din Parlamentul European, pe care îl consideră un bârlog al liberalilor și stânga. Familia președintelui Joe Biden s-a reunit duminică la Camp David pentru a-l îndemna pe liderul de la Casa Albă să rămână în cursa pentru alegerile prezidențiale. Deși familia sa este conștientă de rezultatele slabe obținute la dezbaterea de săptămâna trecută, ei continuă să creadă că este cea mai bună alegere pentru a-l învinge pe Donald Trump. O companie israeliană acuză personalul aeroportului din Antalya că a refuzat să realimenteze un avion care a aterizat de urgență în Turcia pentru a evacua un pasager bolnav. Autoritățile turce neagă incidentul și spun că pilotul aeronavei a decis din proprie inițiativă să plece înainte de a fi transferat combustibilul. Relațiile dintre Israel și Turcia s-au deteriorat de la începutul războiului din Gaza. Zborurile între cele două țări au fost suspendate. Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să se pronunțe astăzi asupra imunității penale absolute invocată de Donald Trump în procesul în care este acuzat că ar fi încercat să schimbe ilegal rezultatele alegerilor din 2020 câștigate de Joe Biden. Întreaga procedură în vederea acestui proces, programat inițial pentru 4 martie, este suspendată de 4 luni, așa că șansele ca acesta să înceapă încă înainte de alegerile din 5 noiembrie depind în totalitate de formularea deciziei celor 9 judecători. Vicepremierul britanic Oliver Dowden a avertizat asupra riscului de ingerință a Rusiei în campania pentru alegerile din 4 iulie. Avertismentul vine după ce postul public de televiziune australian ABC a identificat 5 pagini de Facebook coordonate cu 190.000 de abonați în total, care critică mai multe partide politice britanice, inclusiv Partidul Laburist și Partidul Conservator, dar uneori susțin Partidul Anti-Imigrație Reform UK al lui Nigel Farage. Experții intervievați de ABC au considerat că aceasta este amprenta unei operațiuni de influență rusească. Premierul Marcel Ciolacu va avea astăzi la Palatul Victoria consultări cu partidele politice pentru a finaliza calendarul electoral al alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primii cu care se va vedea șeful executivului sunt cei de la USR de la ora 10, urmați de reprezentanții AUR la ora 11, apoi UDMR la ora 14. De la ora 15, prim-ministrul va avea discuții cu reprezentanții partidului Vianei Șoșoacă, SOS România, de la ora 16 cu grupul minorităților naționale, iar de la ora 17 cu PUSL. Consultările vor continua și mâine cu reprezentanții altor formațiuni politice. 1 iulie 2024 vine cu creșterea accizelor la carburanți, vor crește și facturile la gaz, pentru că se vor majora tarifele reglementate de distribuție a gazelor naturale. Se va majora de la 16 la 70% și impozitul pentru sumele neidentificate. În plus, la e-factura se va aplica noua amendă de 15% din valoare. Printre modificările fiscale care intră în vigoare de astăzi se numără și creșterea salariului minim brut de la 3300 la 3700 de lei.
Așadar, cum spuneam, prima zi a lunii iunie, adică astăzi, vine cu o serie de schimbări, de scumpiri, de la un salariu minim mai mare la un plin de carburant mai scump și facturi crescute la gaze. Carburanții se scumpesc în medie cu 40 de bani per litru, iar gazele cu 16%. Tot de astăzi, impozitul pentru bunurile care nu pot fi justificate crește de la 16% la 70%, iar la e-factura se aplică o nouă amendă în valoare de 15%. Printre modificările fiscale care intră în vigoare de astăzi, se numără și creșterea salariului minim brut garantat în plată de 3.700 de lei, majorarea fiind de 12% față de nivelul actual de 3.300 de lei. Astfel, un angajat plătit cu salariul minim va încasa, începând de la 1 iulie, un salariu net în mână de 2.363 de lei, cu 284 de lei mai mult pe lună. Și discutăm subiectul împreună cu invitatul meu, domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Negrescu, vedem că această creștere a salariului minim brut de la 3.700, de la 3.300 la 3.700 de lei vine și cu o scumpire a gazelor, a benzinei și a motorinei. La finalul lunii, când tragem linie, mai rămânem cu ceva bani în plus? Mai simțim această majorare a salariului? E o bună întrebare. Noi cred că suntem într-un fel de cod galben de scumpiri începând cu 1 iulie, cu averse de creștere de taxe, de creștere de prețuri, care, atenție, dincolo de creșterea prețurilor la gaze, la carburanți, mai avem creștere de prețuri la transportul aerian, din biletele de avion devin mai scumpe de astăzi, și la cazare. Dacă mergeți la mare, veți plăti cu mult mai mult față decât ați plătit în luna iunie. Sunt scumpiri în lanț care vor face ca, într-adevăr, puterea de cumpărare a majorității populației să scadă semnificativ în continuare. Sunt 4 milioane de români care sunt în momentul de față în risc de sărăcie, ne spune chiar Institutul Național de Statistică într-o analiză lansată săptămâna trecută. Deci, scumpiri în lanț generate în principal de această creștere a prețului carburanților. Gândiți-vă că acei 40 de bani pe litru pe care îi vom plăti începând de astăzi se multiplică pe lanțurile economice și asta înseamnă că creșterile de prețuri vor fi pe măsura acestei creștere a accizei. Salariul minim e o problemă care generează deja fioreci, ca să zic așa, multe dintre companii, mai ales în rândul micro-întreprinderilor, pentru că e greu să susții o creștere, a doua creștere a salariului minim pe acest an, în condițiile în care vânzările scad în mai toată economia, iar puterea de cumpărare a oamenilor e din ce în ce mai scăzută, motiv pentru care firmele nu mai fac banii pe care îi făceau, de exemplu, acum un an sau chiar 2 ani de zile. Deci avem așa, avem antreprenori cu firme mici și mijlocii care pot renunța la o parte din personal pentru că nu vor mai avea bani să-i plătească. Așadar, crește și rata șomajului. Șomaj pe care tot noi vom plăti. E probabil să vedem acest lucru. Probabil multe dintre companii vor încerca să țină cu dinții de angajați, vor mai tăia din sporuri, din alte facilități pe care le dau acestora, încercând să le salveze locurile de muncă. Dar vă dați seama, nimeni nu s-a aștepta ca pentru a doua oară în acest an să crești salariul minim. Nicăieri în Europa nu se întâmplă acest lucru. Și atenție, ar putea să mai fie încă o creștere a salariului minim, odată cu introducerea salariului minim la nivel european. E foarte dificil pentru majoritatea companiilor, în condițiile în care 80% dintre firmele românești sunt slab capitalizate, adică abia au bani să se descurce de la o lună la alta cu facturile, să pună niște bani în plus la cheltuielile de personal. Motiv pentru care vor face ceea ce spuneați dumneavoastră, ori vor face disponibilizări, ori vor crește prețurile. Iar creșterea prețurilor o vom simți cu toții. Deja avem pentru a cincea lună la rând cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și probabil vom avea tot anul. Despre inflație urma să vă întreb acum, pentru că nu scăpăm de inflație. Toate aceste politici pe care le iau guvernanții noștri nu fac decât să mențină inflația. Da, pentru că interesul lor e să, ca prețurile să crească într-un fel sau altul, pentru că adună mai mulți bani la buget din taxe și impozite. L-am văzut pe ministrul Boloș lăudându-se ieri de faptul că a încasat mai mulți bani la buget, cu vreo 20 de miliarde de lei. Da, pentru că am crescut taxele de la 1 ianuarie. Am introdus noi taxe inclusiv pe consum, pe imobiliare, pe veniturile companiilor. Am triplat impozitul pentru micile afaceri. E normal să adun mai mulți bani la buget, dar atenție, adună de asemenea sub potențial, pentru că, din păcate, evaziunea fiscală se adună
muncește România în loc să crească, pentru că firme și mulți oameni de afaceri încearcă să evite, practic, plata taxelor prin tot fel de metode. E o problemă asta cu inflație, pentru că da, că statul câștigă din inflație, dar pe noi ne sărăcește și ne sărăcește din ce în ce mai puternic. Gândiți-vă salariile pe care le câștigăm cu toții, cât mai valorează acum față de cât valora acum 2 ani de zile raportat la prețurile din magazin. Haideți să vorbim puțin și despre ce înseamnă această mărire a prețului la carburant. Până la urmă, o parte din produsele pe care noi ajungem să le consumăm sunt aduse cu niște mașini care consumă benzină sau motorină. Am putea vedea o scumpire și a alimentelor. Da. Vă ascult. E o mare problemă la noi, pentru că la noi transportul rutier de marfă se află în prim plan. Noi transportăm mai prea puțin cu, de pildă, cu transportul feroviar sau cu alte modalități de transport. Noi suntem dependenți de transportul rutier și de la producător până la raftul magazinului se adaugă pe lanțurile economice costurile astea cu creșterea prețului carburanților. Fiecare își pune costul în plus, da? Și factorul ăsta de multiplicare va duce ca inclusiv prețurile produselor alimentare să crească în perioada următoare. Poate nu în luna iulie acum, dar în august, septembrie vom vedea aceste creșteri de prețuri, inclusiv în datele privind inflația de la Institutul Național de Statistică. Este a doua creștere a accizei în acest an, motivată de autorități prin calendarul de creștere a accizelor negociat cu Comisia Europeană, dar atenție, nu era obligatoriu. Puteam să cerem o derogare, puteam să încercăm să luăm măsuri în așa fel încât să amânăm practic această creștere a accizei cu scopul de a reduce inflația, pentru că asta este marea problemă a economiei românești. Puterea de cumpărare scade, firmele nu mai sunt competitive și noi venim să punem prin această creștere a accizei gaz pe focul inflației. 40 de bani pe litru înseamnă că litru de carburant, de motorină și de benzină, cel mai ieftin va ajunge până undeva pe la 7,5 lei, dacă nu chiar 8 lei la sortimentele mai scumpe, începând de astăzi sau chiar de săptămâna viitoare. Mai puneți în acest context și eventualele creșteri de prețul ale petrolului la nivel internațional, peste tot se discută de acest lucru. În momentul de față, barilul de petrol e la 85 de dolari. Dar am văzut niște prognoze foarte interesante care duc prețul barilului spre 90-95 de dolari luna viitoare și asta va însemna încă o scumpire pe lângă creșterea asta accize. Am ajuns, din păcate, ca din prețul carburanților 60% din bani se dăm taxe către statul român. E greu în condițiile acestea să reușești să-ți mai faci un business predictibil în condițiile în care statul vine și tot pune taxe peste taxe, crește taxe, de zici că nu-l interesează de fapt ca economia să funcționeze pe niște baze cât de cât predictibile. Ce ne puteți spune despre acest impozit pentru bunurile care nu pot fi justificate, această creștere de la 16% la 70%? E o decizie controversată care intră într-adevăr în vigoare de astăzi. Practic, dacă intri în vizorul ANAF și încasezi niște bani pe care nu poți să-i justifici prin activități economice în baza unor contracte, a unor facturi, a unor bonuri, atunci, într-adevăr, se aplică un impozit de 70%. Marele semn de întrebare este legat de modul în care se aplică acest impozit de 70%. De ce vă zic acest lucru? Pentru că, în mod normal, ar fi trebuit ca acest impozit să se aplice începând cu veniturile de la 1 iulie încolo, pentru că nu poți aplica o taxă pe veniturile retroactive, adică veniturile din urmă. Este neconstituțional acest lucru și o mare dezbatere în lumea finanțiștilor în acest moment legat de acest impozit. Mai poate probabil fi întoarsă această probleme decizie? Și multe procese. Mai poate fi întoarsă această... Nu cred că, probabil se vor ajunge la multe procese dacă într-adevăr ANAF va începe niște anchete de genul ăsta pentru a vedea într-adevăr cum s-au făcut averile. Da, există averi foarte mari făcute în România din evaziune fiscală, sunt foarte mulți oameni care câștigă bani, milioane și milioane de euro la negru, dar cred că trebuie să găsim o metodă prin care să nu le dăm portițe de scăpare acestor evazioniști, pentru că aceasta este o portiță. Este neconstituțional să aplici o taxă pentru venitul anterior a introducerii acestei taxe. E pur și simplu cum ne-ar pune acum un impozit pentru veniturile pe care le-am câștigat noi din 2023, s-a gândit statul să ne mai ia niște bani. Nu se poate acest lucru, este absolut ilegal și neconstitucional din punctul meu de vedere. Sau cum se vrea această măsură? Cum va fi aplicată această taxă? Sau cum se vrea această măsură a ETVA-ului, ca tu să plătești impozitul pentru o factură pe care acum o emiți, dar tu încă nu ți-ai încasat banii?
Da, vestea bună că acolo a fost amânat acel termen de intrare în vigoare pentru că era o aberație economică. Gândiți-vă că sunt foarte multe companii în România, mai ales în zona micro-întreprinderilor și chiar și micilor afaceri care emit facturi cu TVA la încasare. Adică atunci când își încasează banii în cont de la client și durează între 3 și 7 luni în momentul de față de economie să recuperezi, în multe sectoare să recuperezi banii de la client, abia atunci plătești TVA-ul și mi se pare normal, nu poți să plătești TVA-ul înainte ca să primești banii de la client. Ei, această decizie bine că a fost amânată, pentru că era o mare prostie. Păi a fost amânată pentru că a fost acea avalanșă de comentarii, atât pe pagina de Facebook a ministrului de finanțe Marcel Boloș, însă... Știți ce dovedește acest lucru? Dovedește faptul că mulți dintre oamenii care iau decizii în Ministerul Finanțelor habar n-au cum funcționează economia reală sau sunt atât de disperați de a aduce cu orice preț bani la buget, încât nu-i mai interesează amănunte de acest tip, cum ar fi TVA-ul la încasare sau alte lucruri care țin de dinamica desfășurării activității, mai ales a contabililor. Am văzut niște justificări penibile al Ministrului de Finanțe, cum că avem un deficit de încasare la TVA și de aceea trebuie să introducem acest TVA. Tot pentru cei care plătesc TVA, nu pentru evazioniști, că acolo e marea problemă, evaziune. Nu, noi practic aplicăm aceste TVA numai pentru cei care în continuare și până acum își plăteau taxele. Le punem încă un nivel de birocrație, un level de birocrație peste și așa birocrația bruntă pe care o înregistrăm în domeniul fiscal în România. Domnule Negrescu, aceasta este situația, din păcate. Vedem că în momentul în care ar trebui ministrul Marcel Boloș să cheme la consultări oameni care știu cu adevărat cu ce se mănâncă contabilitatea, antreprenori. Vedem că toate aceste măsuri sunt luate așa pe repede înainte, într-o zi, în două zile, fără să existe niște teste înainte. Însă dumneavoastră, ca și analist economic, și nu numai dumneavoastră, atrageți mereu atenția asupra problemei reale, că toate aceste măsuri, de fapt, nu fac decât să pună mai multă presiune pe umerii oamenilor care sunt cinstiți și nu rezolvă, de fapt, problema adevărată și adevărații evazioniști. Care ar fi soluția? Da, noi nu am văzut mare anchete de evaziune în România, n-am văzut agenții ai fiscului infiltrați în rețelele de eludare a TVA-ului, în rețelele de trafic de țigări, de produse accizabile. N-am văzut anchete sub acoperire în portul Constanța, pe unde, atenție, nu funcționează în momentul de față. Am înțeles că nici scannerul ăla care mai funcționează, nici ăla nu mai funcționează în momentul de față. Adică nu vedem niște acțiuni concrete menite să reducă marea evaziune de miliarde de euro care se petrece în România. Da, deficitul de încasare la TVA în România e de vreo 50 de miliarde de euro în momentul de față anual. Păi da, dar nu vedem altceva decât niște măsuri administrative luate din PIX de Ministerul Finanțelor, prin care pune mai multe bețe roate oamenilor cinstiți, nu celor care creează evaziune. Și într-adevăr, sperăm ca prin anchetele, prin identificarea practic acestor zone de evaziune fiscală ridicată, ANAF-ul prin organismele sale, dacă le are, nu știu, de anchetă dintre acestea, sub acoperire, niște oameni specializați, să știe să scoată la lumină practic marea evaziune. Dar n-am văzut, sincer, în ultimii ani așa ceva. N-am văzut niciun caz mare de evaziune transfrontalieră, de exemplu, rezolvat de ANAF-ul românesc sau de prețuri de transfer sau de cazuri de evaziune fiscală în Portul Constanța. Portul Constanța pare că totul funcționează aici pe roze. Aici intervine, cred că, și deficitul de oameni. Okay. Aici intervine și faptul că nu avem suficient de mulți oameni angajați în astfel de posturi. Eu cred că ține și de calitatea oamenilor, pentru că, din păcate, și în această zonă de control sunt oameni profesioniști, dar sunt, din păcate, și mulți oameni care sunt angajați acolo și nu știu decât să mută niște dosare. Adică nu știu să intervină în anumite zone, într-adevăr, unde care se face evaziune și vă spuneam de agenții sub acoperire. De ce spun acest lucru? Pentru că mă gândesc la fiscul american, da, celebrul fisc american, care are tot timpul anchete sub acoperire în zonele astea de evaziune fiscală, în zona imobiliară, că și acolo e mare evaziunea. Dar au anchete dintre astea sub acoperire. Oamenii știu într-adevăr cu ce se mănâncă și merg pe lanțurile economice să vadă într-adevăr unde nu se plătește TVA, unde se încarcă legea, unde nu se taie factură, pe marile afaceri, nu pe buticarul de la colțul străzii sau pe cel care are o mică întreprindere și se chinuie și el să trăiască de la o zi la alta. Nu acolo e evaziunea fiscală de amploare din România, ci în marile afaceri, cele de sute și zeci de milioane de euro. Un alt lucru de care se plângeau contabilii și antreprenorii în urma acestei măsuri luate cu ETV-ul, la care s-a mai renunțat la niște
paragrafe. S-au mânat. Exact. A fost faptul că povara celor de la ANAF era redistribuită către ei, către contabili. Vom avea la începutul anului un ANAF 100% digitalizat care să meargă foarte bine? Nu cred acest lucru, pentru că nici în momentul de față ETVA, de exemplu, nu funcționează cum trebuie. Sunt perioade întregi în care serverul ANAF nu funcționează, platforma de e-factura, de exemplu, nu are momente în care cade, pur și simplu. E în refacere, sunt tot fel de probleme cu e-factura. În momentul de față, ca să vă dați seama, apropo de aceste ETVA și de aceste note pe care le va transmite Ministerul Finanțelor companiilor, păi nu au toate datele din economie în momentul de față ca să creeze acele note justificative și să ceară într-adevăr companiilor să justifice de ce nu plătesc TVA-ul. Pentru că ei nu adună toate datele din economie, au doar o parte din date. Abia din 2026 va fi obligatoriu ca toate firmele, indiferent de mărime și de specific cu ei, să transmită în portalul acesta online toate informațiile legate de plățile pe care le fac și încasările pe care le fac în economie. Până atunci, ANAF-ul bâșbâie, ca să zic așa, nu are module de evaluare practică a riscului de eludarea legii, nu are practic un instrument software capabil să genereze milioane de decizii, da? de plată a aceste note precompletate pentru ETVA. Sunt foarte multe probleme logistice care nu au fost rezolvate. Noi am pus carul înaintea boilor, ca să zic așa, din punct de vedere al ETVA, ne gândindu-ne dacă într-adevăr ANAF-ul este capabil într-adevăr să calculeze așa cum trebuie ce TVA trebuie să plătească firmele. Și mai mult decât atât, în această ordonanță pe care au aprobat-o din punctul meu de vedere absolut ireal, fără niciun fel de justificare, nu se prevede foarte clar cum adună ANAF acele date și de ce nu justifică datele respective. Ar trebui ca firmele să primească o justificare a calculelor făcute de ANAF, pe baza cărora să intervine să facă acele note justificative. Uite de ce nu am plătit TVA-ul sau de ce nu am rezolvat așa cum credeți voi zona asta de plată a TVA-ului. Nu există astfel de prevederi și sunt multe semne de întrebare pe care contabili, experții contabili și le pun legat de funcționarea acestui sistem. La noi nici TVA, nici e-factura nu funcționează în momentul de față cum trebuie, cu toate că începând de astăzi este obligatorie să fie transmisă de către toți agenții economici din România. Nu se mai acceptează nimeni. Dacă ai un butic la țară, dacă ai o micro-întreprindere, dacă ai o firmă mare, toate companiile trebuie începând de astăzi să lucreze doar prin e-factura. Nu mai sunt acceptate acele facturi pe hârtie sau transmise pe e-mail. Domnule Negrescu, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit. Copiii ucraineni care au fost răpiți și duși în Rusia în primele luni ale invaziei rusești din 2022 au fost dați spre adopție de către autorități, potrivit unei investigații a cotidianului Financial Times. Folosind instrumente de recunoaștere a imaginilor și înregistrărilor publice, precum și interviuri cu oficiali ucraineni și rude ale copiilor, Financial Times a identificat și localizat 4 copii ucraineni pe site-ul de adopții legat de guvernul rus. Ucraina estimează la cel puțin 20.000 numărul minorilor din zonele ucrainene ocupate, deportați în Rusia, dar numărul lor total ar putea fi mult mai mare, întrucât această cifră cuprinde numai copiii identificați oficial. Și discutăm acest subiect împreună cu invitatul meu, domnul Adrian Halpert de la Crucea Roșie România. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună ziua! Domnule Halpert, ce ne puteți spune despre aceste cazuri de copii deportați? Iată, de la începutul invaziei în 2022 au ajuns în Rusia, unii dintre ei puși pe site-uri de adopție, alții probabil rămași în centrele de plasament de acolo. Ce informații aveți? Pot să vă spun că cei de la Crucea Roșie au fost implicați activ în această problemă prin Comitetul Internațional al Crucii Roșii, care este cel care acționează în zone de conflict. Astfel, Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la Geneva a încercat să faciliteze de la început comunicarea între membrii de familie separați de conflict, inclusiv prin servicii de mesagerie și reîntregirea familiilor. Comitetul a monitorizat situația copiilor răpiți, putem să le spunem așa, și a lucrat pentru a documenta cazurile de strămutare forțată. Acest lucru a inclus colectarea de informații despre numărul de copii strămutați și condițiile în care aceștia sunt ținuți. Ce ne puteți spune? Care este cifra
estimată a copiilor strămutați, răpiți? Eu aici v-aș spune să luăm toate cifrele care sunt prezentate și care au fost prezentate până acum cu o mare rezervă. De ce? Pentru că nu există date confirmate în teritoriu. Avem de-a face cu două părți beligerante care ambele folosesc și războiul informațional și de aceea aș spune că până nu avem niște cifre confirmate oficial de o organizație independentă precum Națiunile Unite, să spunem, nu ne putem aventura să... La un moment dat s-a vorbit, de exemplu, despre 700.000 de copii, ceea ce era evident mult exagerat. Acum, mai devreme, ați spus despre 20.000 de copii. În urma anchetei făcute de Financial Times, cum scrie acolo, da, aceasta este sursa pe care am dat-o. Niciun organism independent, nici Crucea Roșie, nu are date pentru a confirma sau a infirma acest număr. Bun, ce se întâmplă cu acei copii după ce au fost smulși din sânul familiilor lor? Au ajuns acolo. Ce se întâmplă mai departe cu ei? Aveți informații? Unde ar putea fi? Știm că există o mică parte dintre copii care s-au întors în sânul familiilor lor. Cifra de 400 este adevărată? Aveți informații că ar fi în jur de 400 care s-au întors? Da, sunt câteva sute și aici avem informații pentru, deoarece Comitetul Internațional Crucii Roșii a participat la aceste discuții pentru întoarcerea copiilor respectivi. Despre ceilalți există mai multe informații confuze, neconfirmate, că ar fi fost fie dați spre adopție unor familii ruse, fie că ar fi în centre de plasament din Rusia și așa mai departe. Din nou spun, nu există date pe care să le confirmăm și asta și din cauza dificultății comunicării cu autoritățile ruse, care refuză aproape orice fel de contact pe această temă. Aveți cumva informații despre faptul că au fost supuși unor abuzuri fizice, sexuale? Nu. În momentul de față nu avem astfel de informații. Dar avem un sistem de returnare al copiilor? Un sistem bine pus la punct? Din păcate, din nou spun, nu există un sistem bine pus la punct atât timp cât nu există un acord pentru așa ceva. Ca să avem un sistem bine pus la punct, ar trebui să existe un acord între partea ucraineană și partea rusă, acord care ar trebui supervizat la nivel internațional de fie de organizație umanitară, fie de organizație, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite. Nu există momentul de față, totul se bazează pe bunăvoința autorităților ruse care există sau nu. Ce știți despre copiii care au fost recuperați? Ce au spus? Nu am amănunte din punctul ăsta de vedere, adică nu aș fi... Ar fi trebuit să iau legătura cu colegii de la Comitetul Internațional de Cruce Roșie de la Geneva ca să vă dau asemenea informații detaliate și exacte. Dar aceste răpiri au avut loc doar la începutul războiului sau se mai practică și acum? Din câte știu, este vorba de acest subiect, s-a discutat în primele 6 luni din 2022. Ulterior nu a mai existat pe tapet acest subiect. Am înțeles. Și ce măsuri urmează să luați sau cum credeți că ați putea facilita aceste discuții cu Federația Rusă totuși? Mă gândesc că se lucrează la asta în cadrul organizațiilor, inclusiv organizația pe care o reprezentați dumneavoastră, Crucea Roșie. Da, noi nu putem lua niciun fel de măsură, din păcate. Singurul lucru pe care putem să-l facem și îl facem în mod constant este să apelăm autoritățile ruse să respecte convențiile internaționale. Știm că există un mandat de arestare, atât pe numele lui Vladimir Putin, da, și... Da, există un mandat de arestare... Cam atât, asta, în cazul în care intră în Uniunea Europeană, da, îl vedem că se plimbă mai mult... Un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, atât pentru președintele rus Vladimir Putin, și cât și pentru Maria Belova, care este comisarul rus pentru drepturile copilului, însă mi-e greu să cred că un asemenea mandat va fi pus în aplicare în curând. Credeți că există șansa ca restul copiilor care au rămas în Rusia să mai fie recuperați? Iată, chiar și dacă nu se ajunge la un acord. Din nou spun, ar putea exista asemenea șansă doar în momentul în care există un acord, doar în momentul în care acest conflict militar ar lua sfârșit. Și un acord de pace
pe termen lung ar trebui să prevadă și ar trebui să aibă prevederi și în legătură cu acest aspect. Ce ne puteți spune despre vârstele lor? În general vorbim de copii minori, vorbim de copii până în 18 ani. Dar care ar fi scopul pentru care ei ar fi răpit copii minori până în 18 ani? A existat o informație potrivit căreia această campanie, să spunem așa, începută de autoritățile militare ruse din zonele ocupate, ar viza ștergerea identității ucrainene pentru acești copii. Nu știu, n-aș ști să vă spun și încă o dată, nu putem ști exact, până nu avem o confirmare independentă, nu putem ști amploarea fenomenului. Dacă este vorba despre câteva sute, câteva mii sau câteva zeci de mii de copii. Dar acest fenomen mai este prezent și în alte zone de conflict? În alte zone de conflict din Ucraina sau la ce vă referiți? Nu, inclusiv mă refer poate de copii dispăruți din partea Orientului Mijlociu sau alte zone care sunt acum în conflict. Am tot avut conflict în mai multe zone. Nu război. Nu am asemenea informații. Informațiile pe care le am și eu și pe care le aveți și dumneavoastră, din păcate, sunt sfârșietoare în legătură cu ceea ce se întâmplă în Gaza în momentul de față, unde sunt foarte mulți copii decedați, confirmați de autoritățile de acolo. Dar ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în partea ocupată din estul Ucrainei de către autoritățile ruse, cu strămutarea forțată a acestor copii, ceva asemănător nu știu să mai existe. Am văzut că în ultima perioadă au tot făcut schimb de prizonieri, prizonieri ucraineni cu prizonieri ruși. Dintre aceste schimburi făcute acum în ultima perioadă se aflau și copii sau adulți? Nu. Aici este vorba exclusiv de negocieri între autoritățile militare și de schimburi de prizonieri care sunt soldați pe front, soldați capturați pe fronturile respective. Dar duceți în acest moment negocieri cu autoritățile astfel încât cumva să se reușească pe cale diplomatică, pe cale politică, să se ajungă la niște discuții în vederea repatrierii acestor copii? Da, discuții sunt tot timpul și v-am spus, nu noi conducem aceste negocieri, pentru că nu este rolul Crucii Roșii. Rolul Crucii Roșii prin Comitetul Internațional este să asiste și să faciliteze aceste negocieri. Domnule Halper, și o ultimă întrebare, totuși, de la începutul războiului și până acum au trecut 2 ani. Au trecut mai mult de 2 ani, da. Un timp foarte mare, un timp scurs pentru copiii aceștia smulși din sânul familiilor lor. Da, care este întrebarea? Păi, întrebarea ar fi dacă războiul, de exemplu, continuă și va mai fi încă 2 ani de acum înainte, există riscul ca acești copii să nu fie redați niciodată familiilor lor? Sigur că există riscul acesta. În primul rând, există riscul ca acest război să dureze mai mult de încă 2 ani. Există riscul să devină un conflict înghețat pe mulți, mulți ani de acum încolo. În al doilea rând, sigur că există riscul ca acești copii să nu se întoarcă la familiile lor. Oricum, parte din acești copii se pare că erau fie copii orfani, fie, de exemplu, autoritățile ruse clamează că o mare parte din acești copii sunt, de fapt, copii de naționalitate rusă. Și de aceea au fost duși. Informațiile sunt confuze și încă o dată spun, atâta timp cât nu va avea loc o anchetă la fața locului și anchetă confirmată de organisme independente, nu ne putem pronunța exact despre ce este. Dar imediat după dispariția acestor copii s-au făcut anchete? Păi nu s-au făcut anchete pentru că ei au dispărut din zone într-adevăr ocupate, în zone de conflict, ocupate exact, de ruși. Exact, și ne lovim de reticența autorităților ruse care nu permit accesul organismelor independente. S-a investigat cât s-a putut, vedeți și acest articol din Financial Times. Și Financial Times a investigat cât a putut, pentru că, din câte știu, nu a avut acces la fața locului. Domnule Halper, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
În anii 60, un român venit de la Constanța a inventat o rețetă de cașcaval care ne-a dus faima în toată lumea. Învelit în ceară, din lapte crud, cașcavalul de Săveni este brand european protejat care ne scoate în lume. Este mană cerească pentru țăranii din zonă, care nu-și mai aruncă laptele pe uliță, ci îl dau la fabrica pe care doi români au ridicat-o în urmă cu 9 ani, în Vlăsinești, județul Botoșani. Delicatesa din lapte de vacă este o gustare românească care duce povestea Moldovei mai departe. Suntem în județul Botoșani, la Vlăsinești. În această fabrică se produce singurul cașcaval din Europa, recunoscut ca brand european protejat. Stăm de vorbă cu managerul acestei fabrici și în câteva secunde mâncăm românești. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la Vlăsinești! Suntem bucuroși să vă împărtășim povestea noastră. Constantina Niculeasa pășește mândru pe poarta fabricii din Vlăsinești. E relaxat și zâmbitor. Deja angajații cunosc fiecare gest al mâinii, a ridicatului din sprânceană sau a gestului care arată că e loc de mai bine. Într-un colț al botoșanilor, în 2014, începea povestea lui, dar și a asociatului său, Lucian Trofin. Am depus un proiect unde a fost aprobat parte de cofinanțare fiind de 50%. Am fost nevoit să luăm un credit, la acea vreme fiind un credit mare, dar am avut unul în altul și cu multă muncă, undeva la 16 ore de muncă pe zi, am reușit să avem succes cu această idee. Cașcaval cât vezi cu ochii. I-au ajutat și studiile care au confirmat că laptele de la Săveni este perfect pentru acest preparat. În zona noastră ne putem mândri chiar cu o cultură a cașcavalului, pentru că din tată în fiu, multe generații asta au făcut, au dezvoltat și de aici se leagă și acest cașcaval cu care ne mândrim noi, au dezvoltat o rețetă și au dus-o până la a obține o certificare europeană. Materia primă provine din arealul Săvenului, orașului Săveni, unde avem pășuni în amestec cu plante medicinale și de aceea obținem un lapte de o foarte bună calitate propice pentru acest cașcaval. Generațiile întregi de fermieri din zonă au piața de desfacere asigurată. Aceste preparate delicioase le aduc stabilitate, bani în familie și puterea de a merge mai departe. Important este că avem înființată cooperativa și îl predăm prin cooperativă. De aici ne rănim, de aici câștigăm, că nu avem în altă parte de unde. De îndată ce laptele părăsește porțile fermelor, procesul implică o rigurozitate aparte. Titrăm cu hidroxid de sodiu, noi obținem o culoare roz pal, care trebuie să persiste undeva la 60 de secunde. Deci avem o aciditate de 17 grade Turner, deci laptele este conform. Nimic nu e lăsat la întâmplare, o spune și Elena Cazacu, inginerul fabricii de la Vlăsinești. Mai întâi se face smântânirea laptelui, iar apoi laptele ajunge în vana de închegare. În vană se face procesul de închegare, care durează de la câteva zeci de minute. În urma închegării se face o tăiere, o opărire și apoi rezultă cașul bașcu pe care îl vedeți nevastră în crinta. Ați văzut pe acele căricioare s-a pus cașcavalul în forme. Următoarea zi, el este introdus în depozitul de zvântare maturare, unde stă în jur de câteva zile până ce se obțin parametrii optimi pentru ambalare. În urmă cu 2 ani, Comisia Europeană a aprobat cererea de înscriere a cașcavalului de Săveni în registrul produselor cu indicație geografică protejată. Cașcavalul este inclus și în categoria brânzetorilor maturate, după rețete tradiționale, autentice, datorită proceselor de fabricație. Am scris un caiet de sarcini, l-am depus la Ministerul Agriculturii, a fost verificat și a fost trimis mai departe către Bruxelles. Iar după lungi tiruri de întrebări și opoziții ale Comisiei Europene, am reușit să le dovedim cu toate actele în regulă că merită acest produs să fie certificat la nivel european. Am rostogolit cașcavalul de la poarta fabricii într-un magazin din apropiere, de unde clienții se pot servi în voie. Merg la copii la București și vreau să le duc și lor pentru a vedea dacă le place sau nu, să le mai iau sau nu. Mie mi-a plăcut, am luat, am recomandat și la alte persoane, că e chiar foarte bun. Fiecare om are interes să plătească preț corect, știți, fără a da o spără. Și venind aici economizezi? Normal, da. Pentru că pe lângă cașcaval mai ai și altele de cumpărat și tot de la magazine de producători.
Campania Mănâncă Românești ne demonstrează încă o dată că gustul care nu se pierde este întotdeauna un câștig.